Eu am trăit 12 ani în Brașov și în fața liceului Andrei Șaguna e o casă splendidă. Tot timpul m-am întrebat primii 2-3 ani așa, ce o fi acolo, cine o fi fost acolo? Pentru că nu arăta casă familială, era cea cu mai multe apartamente, dar o arhitectură splendidă. Ca să-mi spună până la urmă un profesor de acolo, care era și scriitor, Ion Topolog se chema. Și îmi spune, deci asta era casa profesorilor. Liceul Șaguna oferea profesorilor apartamente într-o casă splendidă, de 4-5 etaje, cu balcoane de alea lucrate, cu stocaturi, cu astea splendide. Zic, cum, așa, așa, da, să vedeți cum arată un apartament. Și era splendid. Zice, și pe vremea aia, un profesor își permitea să plece în Italia, la Roma, la Biblioteca Vaticanului, să studieze acolo și ca să îi se permită să plece un an de zile, plătea din leafa lui, leafă unui suplinitor ca să țină locul, orele în locul lui. Vă dați seama ce leafă avea profesorul ăla? Păi, de-aia mă întreabă doamna profesoară Otilia, de ce nu mai sunt respectați profesorii? Păi de-aia! Pentru că noi trăim într-o țară în care 8, dacă nu 9, 8 din 10 români cred că valoarea ta stă în banii pe care îi câștigi. În mașina pe care o ai, în casa în care stai, totul e pe... Deci dacă tu nu ai pantofi noi în picioare, ai pantofi stâlciați, n-ai reverul la ultima modă și ai un rever mai demodat și așa mai departe, imediat îți simte. Zice, nu e de-al meu. Pentru ce să facă ăsta, ca să ajung ca el? Și mai are și acasă câte o mamă, câte un tată care spune, băi, lasă-mă cu ratații ai tăi. Ce dacă au spus așa? Faci ce spunem noi. Că uite, noi avem 4 mașini. Și, înțelegeți? Deci, genul ăsta de poziționare socială, asta se numește în relații publice poziționare. Unde poziționezi o instituție, unde poziționezi o persoană publică, unde, în harta simbolică a societății, unde o pui. Ori noi avem nevoie urgentă de repoziționarea profesorilor. Iar acești guvernați agramați i-au tratat pe profesori acum ca pe niște cerșetori. Și le dădeau cu țărit, așa, mai adăugau 500 de lei. Deci asta înseamnă să n-ai viziune, să nu înțelegi care este cu adevărat situația României. Și conduci România. Ei sunt guvernanții României. Un dialog purtat de un fiu cu tatăl lui. Fiul adolescent își întreabă tatăl: tată, te rog să-mi spui, dacă i-am omorât pe toți cei răi, ar rămâne doar cei buni? Tatăl cumva încurcat de întrebarea aceasta, dar totuși destul de înțelept îi răspunde fiului: nu, fiule, ar rămâne doar ucigașii. Dragul meu fiu, pentru a avea cu adevărat o lume mai bună, cred că este important să punem accent pe educație și nu pe violență. Sunt Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră pentru ceea ce înseamnă conferința Autentic numărul 6 din seara aceasta de la Buzău și sunt foarte încântat să vă văd aici, într-o sală atât de frumoasă, gata să treceți peste orice fel de obstacole care ar fi putut să apară în perspectiva timpului pe care l-ați fi putut petrece oricum altfel și ați ales să fiți aici, într-un loc special, alături de oameni speciali. Cred că dorința dumneavoastră este una benefică, una în care vă doriți să creșteți și să deveniți oameni mai buni, oameni care să puteți să creșteți spre beneficiul tuturor acelora din jurul dumneavoastră și spre beneficiul propriu. Am să vă spun câteva cuvinte despre seara aceasta și despre felul în care se va desfășura întâlnirea noastră. Ca titlu, despre morală și valori, au nevoie educatorii României de educație? Va avea loc
o discuție cu domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun. După aceea, dumneavoastră veți putea să primiți un microfon și să adresați întrebări directe, ba mai mult să vă puteți spune și opinia despre dezbaterea noastră. Iar în final, domnul profesor va alege câteva întrebări pe care le vom premia cu premii din partea editurii Viață și Sănătate, prietenii noștri dragi, de asemenea premii din partea doamnei Adriana Popa, cea care a facilitat întâlnirea noastră din seara aceasta, o doamnă foarte dragă sufletului nostru, și nu în ultimul rând un premiu surpriză pe care vi va oferi domnul profesor la momentul potrivit. Dar pentru ca seara aceasta să fie cu adevărat completă, inevitabil va trebui să-l invit lângă mine pe cel mai drag și iubit profesor din țara noastră, și anume pe domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun, în aplauzele dumneavoastră. Bună seara! Bine ați venit, domn profesor! Mulțumesc pentru introducere! Mă bucur să vă revăd! Vă invit să luați loc! Domnule profesor, stăm în fața unei teme profunde. Vorbim despre morală, despre valori. Dacă cumva au nevoie de educație, educatorii României. Și am să încep dialogul nostru de la următoarea întrebare. Din experiența de viață și prin prisma cunoștințelor acumulate, cum înțelegeți dumneavoastră conceptul de morală? Omul devine ființă morală în momentul în care începe să-și pună întrebarea ce impresie are celălalt despre ce spun eu sau ce fac eu. În momentul în care te interesează părerea altuia, devii ființă morală. Pentru că începi să-ți dai seama că orice relație este o sursă de obligații și de drepturi în același timp. Noi de regulă vedem drepturile, dar nu mai vedem obligațiile. Un om moral se simte obligat. De pildă, dacă ești familist, te simți obligat să îndeplinești așteptările partenerului de viață. Te simți obligat să faci lucruri care sunt utile copiilor tăi. Dacă ești om al muncii, te simți obligat să răspunzi la așteptările colegilor. Să respecti termenele date de șefii tăi. Te simți tot timpul că ai niște obligații. Da? Marele filozof german Kant spunea imperativul categoric. E ca un fel de instinct, dar nu e instinct, că nu suntem animale. Dar ne place să folosim metafora asta. Instinct moral. E ca un fel de instinct care te face să nu te simți în regulă dacă nu faci ce trebuie. Iar în Biblie știm că există ideea că dacă poți să faci bine și nu faci, asta e un păcat. Foarte adevărat. Da. Așa este. Făcând un pas mai departe, am găsit pe un site dedicat dezvoltării personale următoarea definiție dată ideii de valoare. Ceea ce un individ dorește, îi place sau preferă. Domnule profesor, valorile sunt atitudini subiective sau comportamente cu caracter obiectiv? Cu caracter obiectiv. Valorile sunt sociale. Cineva poate să prefere alcoolul dacă e bețiv. Asta înseamnă că e o valoare, alcoolul? Pentru că îi place? Că îi place lui. Multe ne plac, dar puține ne sunt folositoare. Valorile, e foarte interesant. Problema asta, e bine că ați gândit-o și că ați spus-o, pentru că e o confuzie pe care o fac foarte mulți oameni. Între sentimente și valori. Între trăiri și valori. Doamne, dacă asta îmi place mie, care e problema? Este exact distinția dintre să faci ce îți place și să faci ce trebuie. Când faci ce trebuie, ești un om moral. Când faci ce îți place, nu ești decât un hedonist. Hedon înseamnă plăcere în greaca veche. Hedonismul asta este. Era concepția despre lume în care spunea că să trăiești clipa, să te simți bine, că altceva nu contează și așa mai departe. Deci, genul ăsta de a confunda valorile cu sentimentele este foarte păgubos pentru viața noastră. Știți de ce? Pentru că sunt două registre ale existenței diferite. Existența valorilor este obiectivă, e deasupra noastră a indivizilor. Noi ne naștem într-o cultură care e un sistem de valori, trăim în ea, murim și vin alții.
și intră în același sistem. Se numește cultură. Cultura e un sistem de valori și de simboluri. Simbolurile sunt cuvinte, melodii, desene, imagini, da? Iisus pe cruce, o imagine. Crucea, semiluna, toate astea sunt simboluri prin care niște oameni transmit niște valori. Cui? Celor din jurul lor și celor care urmează după ei, din generație în generație. Deci cum ar asta fi drapelul unei țări? Drapelul unei țări, imnul de stat, astea sunt valori. Sunt simboluri care transmit valori. Loialitate, demnitate, mândrie și așa mai departe. Sunt lucruri, să te mândrești cu cine ești și cu ai tăi, e o valoare. Deci încercați să vedeți ce ține de domeniul valorilor și ce ține de domeniul sentimentelor, care este subiectiv, cum ați zis, da, foarte bine. Deci definiția nu e în regulă. Eu vreau să vă spun un lucru. Există un mare gânditor din secolul 20, unul dintre cei mai importanți gânditori ai secolului care tocmai s-a încheiat, îl cheamă Karl Popper. A fost profesor la London School of Economics and Political Sciences, școala de științe economice și politice de la Londra. Un om care a devenit celebru după ce a făcut un turneu prin America și a vorbit la studenții americani, cum sunt ei, știți că au obiceiul ăsta să invite personalități și să țină conferințe. Karl Popper spune într-o lucrare dedicată cunoașterii că există trei lumi. O lume a obiectelor, dai în el, te doare, ocupă loc în spațiu și nu e penetrabil. Doi, sentimente, trăiri, e lumea a doua. Ne e rușine, ne e foame, senzații, plăci, tot ce înseamnă trăire subiectivă e lumea a doua. Și lumea a treia, zice, lumea obiectelor teoretice. Teorii, concepte, valori. Deci valorile sunt obiective, sunt deasupra capului nostru. Sunt în afara subiectului. Da? Noi suntem subiecți. Subiecți ai gândirii și ai acțiunii. Valorile ne transcend, ne depășesc. Iată de ce e bine să învățăm nu-mi place, dar mie nu-mi place. Și dacă nu-ți place. Raportează la valorile societății în care treci dacă vrei să fii un om acceptat, recunoscut, premiat. Întotdeauna societatea premiază pe cei care intră în valorile ei și le promovează mai departe. Și sancționează pe cei care nu fac asta. Sancțiuni, știți, de la neglijență și marginalizare până la pușcărie. Sunt foarte multe modalități prin care societatea sancționează pe cel care nu îi respectă valorile. Așa că definiția este în pioneze rău de tot. Spuneți dumneavoastră despre valorile societății. Ele sunt întotdeauna demne de urmat? Sau și acestea ar trebui să se supună unor alte seturi de valori care sunt mai presus decât cele impuse de societate sau cumva culturale? Știți cum e? Se schimbă. Deci noi, vă imaginați bolta cerească, gândiți-vă că în loc de stele avem valori. Se numește bolta simbolică. Noi avem, pe bolta simbolică a societății noastre, avem niște simboluri pe care le îndrăgim foarte mult. Asta se numește, deci e o cultură. Necazul e că dacă stăm prea mult cu bolta asta și nu ne uităm ce se întâmplă în jurul nostru, în lumea largă, se creează efectul de seră. Ne sufocăm. Rămânem în urmă. Părem proști. Părem ineficienți. Părem vorbă lungă, pierde vară. Trebuie să vedem ce se întâmplă în lume. Ori asta înseamnă că mai deschidem cât un geam, mai aerisim bolta aia simbolică. Fiindcă altfel rămânem în urmă și pentru că au venit noi valori pe care alții le-au probat, se dovedesc utile, se dovedesc mai adecvate la timpurile care sunt astăzi și noi rămânem cu ale noastre, că sunt ale noastre. Știți cum e asta? Dom'le, sunt valorile noastre, tradiția noastră, identitatea noastră. Noi nu renunțăm la ele. Păi nu e așa, pentru că
De multe ori, tradiția are lucruri bune și lucruri rele. Să știți că noi tot vorbim de tradiție, dar unii înțeleg niște lucruri și alții alte lucruri. Știți că în tradiție intră și bătaia dată copiilor, unde bate tata crește? Știți că în tradiția, în familia tradițională, intră și bătaia dată nevestelor? Ca să știe locul. Să-și cunoaște locul. Și dacă n-a făcut nimic, lasă că știa pentru ciobat. Să nu cumva să facă, așa, să anticipativ. Înțelegeți care sunt structuri ale tradiției. Tot tradiția spune... Asta nu înseamnă că sunt și valori, nu? Nu sunt valori. Au fost cândva, dar nu mai sunt. Câinele moare de drum lung și prostul de grijă altuia. Asta e un dicton creștin? Nu. Dar sunt foarte mulți români care gândesc așa. Păi eu să mă duc după ăsta, fiindcă el gândește așa? El crede că e de bine, e de bon ton, are și umor. N-are niciun umor, e jalnic. Prostul nu moare de grijă altuia. Prostul moare doar de grijă lui. Mai mult de vârful nasului nu vede. Iată de ce trebuie să avem grijă ce sunt valori utilizabile și care ne prind bine astăzi și mâine, ce transmitem copiilor și nepoților noștri pentru mâine și pentru poimâine și să nu ne mai cramponăm de niște valori care sunt vechi și de demult, dar sunt ale noastre. Cu moroii, cu tot felul de tradiții pe care le considerăm religie și nu sunt religii, sunt superstiții. Apropo de chestiunea aceasta, am găsit un sondaj publicat de g4media.ro, efectuat în octombrie 2020, de fapt publicat în octombrie 2021 și efectuat între 15 și 27 septembrie același an, sondaj realizat de InScope. Spune așa: peste 60% dintre români preferă valorile tradiționale în locul drepturilor și libertăților moderne, iar peste 2/3 din populație ar vota un partid naționalist care promovează valorile religioase și susține familia tradițională. Ajutați-ne să decriptăm așa cum se cuvine rezultatele. Asta cu partidul care merge pe valori, pe tradiție și pe valori religioase e foarte discutabil. Pentru că tocmai începusem să spun adineori. Eu știu dacă ai tradiție să te duci să pui portofelul pe rac la unde sunt niște moaște. Nu cumva este o formă de idolatrie? Nu cumva asistăm la un fenomen de fetișism? Vedem în triburile culturilor primitive? Este vorba de a-L cunoaște pe Dumnezeu? Este vorba de a crede într-un Dumnezeu pe care îl cunoști? Este vorba de a încerca să fii conform modelului trimis de El în termeni omenești, Iisus Hristos? Da? Dumnezeu a iubit atât de mult lumea că l-a dat singurul Său Fiu, da? Ca să ridice păcatul lumii. Asta ce înseamnă? Că avem o șansă să avem un model în care să trăim și pe urmele căruia să călcăm. Și noi ne ducem să facem tot felul de ritualuri și de asta, pentru că noi credem că aia e credință. Nu e nicio credință. E credință, dar e o credință de tip superstițios. E o credință de tip... De-aia vă spun. Depinde. E o scenă în romanul lui Pasternak, Dr. Jivago. Cei care n-au văzut filmul cu Omar Sherif, neapărat să-l vedeți, că e un film, e considerat o capodoperă a cinematografiei mondiale. Doctorul Jivago, mare doctor în Moscova, trebuie să plece din casa lui superbă și din orașul lui, așa, fiindcă venea războiul civil și făcea prăpăd și avea o casă în munții Ural. Și pleacă, abia prinde loc la clasa a treia într-un tren, trenuri de alea de război, începuse războiul civil în Rusia. Și vă dați seama, trenuri de alea pe care se călătorea pe vagoane, între vagoane. Și el intră într-un vagon de clasa a treia cu soția lui, erau îmbrăcați altfel decât cei din jur, în jur țărani săraci, mujici, așa se spune în Rusia. Și mirosea pestilențial. Își descoseseră ochelele și vă dați ce danfuri. Și el îi spune soției așa, discret, câtă mizerie.
Dar nu o spunea cu dispreț. El era un umanist. El pe oamenii mai săraci îi vindeca gratuit. Nu era un hrăpăreț. El, dacă vreți, făcea observație sociologică. Era ca un observator, ca un sociolog care vedea câtă mizerie există în Rusia. Și o spune cu părere de rău. Și spune, asta vă spun pentru că cine a citit romanul nu știe ce fel de om e Jivago. E un personaj pozitiv. Și zice, câtă mizerie. Și l-aude un țăran. Un de la cu o mustață pe boală așa, îngălbenită de tutun. Și auzi, boierule, e mizerie, ai dreptate, dar e mizeria noastră. O spune fericit, cu mândrie. O fi mizerie, dar e mizeria noastră. Acum, dați ce credeți? Transformăm mizeria în valoare, fiindcă e a noastră? Sau zicem, nu, să eradicăm mizeria. Să punem în locul ei prosperitatea. Să punem în locul ei, dacă nu prosperitatea, măcar viață decentă. Să nu ne miroasă urât în jur. Și să nu călcăm în mizerie, în murdărie. Și să avem o cămașă curată pe noi. Toate lucrurile astea țin de alt sistem de valori. Dar atunci când te înșurupezi în tradiția ta că tot ce e al nostru e valoros, fiindcă e al nostru, alt argument nu ai, e o mare păcăleală. Și dacă oamenii vor vota, 60% înseamnă două treimi, domnul Gogoneț. Foarte adevărat. Din trei români, doi ar vota cu ei pentru că nu ne pun să ne schimbăm. Oamenii nu vor să schimbe. Și vă spun de ce. Țineți microfonul, vă rog, puțin mai aproape. Oamenii nu vor să schimbe pentru că trebuie să iasă din zona de confort. Trebuie să își depășească comoditatea. Și o anumită inerție. Când auziți pe cineva că zice, eu nu mă schimb, eu vreau să rămân eu însumi. Poftim? Eu însumi. El vai de capul lui, e dependent de păcănele, dar vrea să rămână el însuși. Și o spune și cu emfază, adică vă dați seama ce e rău. Un erou să luptă ca să rămână el însuși. Schimbă-te! Avem foarte multe obiceiuri proaste pe care trebuie să le înlocuim cu alte obiceiuri mai bune. Încercăm să ne schimbăm, nu să rămânem noi înșine pentru că așa suntem noi. Și ce se întâmplă cu modernitatea? Dumneavoastră a spus acolo ca variantă alternativă drepturile omului și libertății cetățenești. Păi drepturile omului înseamnă libertate, dar știți ce înseamnă libertate? Înseamnă și responsabilitate. Știți că marea majoritate a oamenilor nu vor libertatea? S-a scris o carte celebră, Fuga de libertate, al von Hayek. Și este unul dintre marii economiști ai din școala austriacă, mari economiști ai lumii. Și care face o analiză istorică și arată că oamenii de fapt nu vor libertatea. Pentru că libertatea înseamnă să-ți asumi responsabilitatea faptelor tale. Să ai curajul să riști. Este exact ce s-a întâmplat după 90. Când unii au avut curajul și au riscat și au făcut antreprenoriat și s-au privatizat, cum ziceam noi, în 90. E privatizat. S-a privatizat. Ce fac copiii? Ce o să facă? S-au privatizat și ei. Deci, erau oameni care făceau lucrul ăsta, iar alții care au rămas în joburi sigure, la stat, lefegii, bugetari, s-au plâns vreo 20 de ani că sunt bugetari și în ultimii 10 ani o duc foarte bine. Și au și pensia asigurată. Bugetarii. Deci ăștia sunt oamenii care fug de libertate, să știți. Nu mor de dragul libertății. Pe urmă, în lumea modernă apar relații care sunt cam abstracte. Greu pentru oamenii cu hardul mic. Asta înseamnă așa. Nu mai e relație personală. Eu cu tine te cunosc de mult, ne știm din copilărie. Tu ești nașul, tu ești finul, tu ești cu mătru, ești varul meu de-a doua, ești vărul meu de-a... Nu! Sunt relații între angajat și angajator, între cerere și ofertă, între guvernant și guvernat. Sunt relații fără nume și fără față. No name, no face. Oamenii care nu pot gândi abstract, nu se simt bine în lumea asta modernă. Li se pare străină. Li se pare ostilă, dușmănoasă. Și prefer să întoarcă la mânca la armama pe el. Vină încoace, hai mă, hai că dăștea dai noștri, hai vină încoace pe ulița noastră, că noi ne știm de mult. Adică acea genul ăla de societate tradițională în care ne simțim bine că ne știm de mult,
ne pipăim, ne mirosim, ne suportăm unii pe alții, dar nu mă pune pe mine să arăt ce știu. Te duci într-un sat românesc și nu te întreabă nimeni ce știi să faci. Te întreabă al cui ești. Deci, genul ăsta de apartenență la un clan și de a nu încerca să arăți ce poți să faci și să-ți dezvolți propriile tale aptitudini, este foarte păgubos pentru fiecare individ și pentru poporul nostru. Eu de-aia mă bucur că vă văd în sală, pentru că sunteți oameni dispuși să vă dezvoltați personal. Sunteți, deci, ca să veniți la ora asta, într-o duminică, să asistați la o dezbatere, înseamnă că sunteți chiar interesați de lucruri noi. Vreți să aflați lucruri noi. Nu vreți să aflați, vreți să dezbateți niște idei. Bravo! Asta înseamnă oameni moderni. Omul premodern e ăla care vrea tradiția. Apropo de chestiunea aceasta a tradiției, spuneați dumneavoastră despre ideea că, măi, așa m-am născut, așa aș vrea să mor. Este foarte des întâlnită argumentația aceasta, mai ales în ceea ce privește valorile religioase. Cum putem să facem astfel încât să înțelegem că până la urmă va trebui să facem un pas mai departe și la capitolul acesta? Dacă cumva descoperim un adevăr mai mare decât cel pe care l-am moștenit cumva sau cu care ne-am născut. Da, dar sunt oameni și oameni. Sunt oameni care au dragostea adevărului. Sunt oameni care s-a ajutat de Duhul Sfânt să îl identifice și să ducă. Eu cunosc oameni extraordinar de simpli. Oameni fără carte. Cunosc la Alexandria, v-am mai spus de el, de domnul Ionel Cristescu. Nu că are patru clase, niciuna. Și-a câștigat existența croitor. E doctor în Biblie. Învață pe alții. E de o înțelepciune extraordinară. Are și umor. Când l-auzi, are 92 de ani. Când l-auzi pe Nea Ionel, îi spun apropiați, cum dă replici, s-a dus la el un profesor de filozofie încântat, citise, aminte despre viitor, cu extraterestri. Și am zis, mă, Nea Cristescule, dumneata, se ducea la el să-i scurteze pantalon, să-i strâmteze, astea, lucrări mici. Și Nea Cristescule, știai, nu? Bre, că Hristos ăsta al vostru, ăla era ateu, Hristos ăsta al vostru a fost extraterestru? Credea că l-a făcut praf la care Nea Ionel zice, păi matale acum afli. V-a plăcut? Ăsta e Nea Ionel Cristescu. Nici o clasă. I-a destupat mintea, Duhul Sfânt. A pus mâna pe Biblie, a deschis-o, s-a rugat. Și a învățat, e academician în Biblie. Dă clase la oricine. Și nu numai, cunosc foarte mulți oameni în lumea satelor care au aflat care e adevărul și s-au dus pe el. Dragostea de adevăr. Și alții... Dar adevărul prinde mai repede, adevărul biblic despre care vorbiți, prinde mai repede la oamenii cu mai puțină carte? Mi-e greu să vă spun. Știu, întrebarea asta mi-am pus-o și eu, mi-au mai pus-o și alții. Dacă ne luăm după dictonul fericit cei sărași cu Duhul, s-ar vrea să fie așa. Și de ce? Pentru că cel sărac cu Duhul înseamnă că eu-ul lui este mai mic. Nu este așa de expandat, să-l umple. Că acolo unde eu-ul ocupă tot spațiul, nu mai e loc de nimeni, nici de Dumnezeu. Pe primele trei locuri sunt eu, eu, eu. Pe urmă urmează restul. Eventual familia, copiii, dar eu. Un tip de ăsta, da, asta se numește egocentrism. Adică ego, centrul lumii. Eu-ul în centrul lumii. Păi dacă tu te consideri în centrul lumii, cum mai e loc de Dumnezeu? Când centrul lumii e Dumnezeu, nu ești tu. Deci oamenii ăștia, să știți că asta e o formă de infantilism. Știți cum se numește științific? Retardare. Știți cum se numește popular? Înapoiere. Un om înapoiat este întotdeauna egocentric, care nu judecă nimic decât în funcție de plăcerile lui, de
modul lui de a vedea lucrurile, de așteptările lui, de speranțele lui. E bun, e rău, e în funcție de cum îi convine lui sau nu îi convine. Ăsta este egocentricul. Un mare savant care a studiat inteligența copilului și evoluția lui, Jean Piaget, care a scris și o carte celebră, una din marile cărți ale secolului 20, Psihologia inteligenței. Piaget spune că un copil e egocentric până pe la 12 ani. Până pe la 12 ani, el crede că luna se ține după el. După 12 ani îi trece. Își dă seama că e o iluzie. Sunt oameni care îmbătrânesc și consideră în continuare că lumea se învârtește în jurul lor. Nu o spun, să știți, explicit. Ei nu sunt conștienți de treaba asta. Dar gândesc, simt și se poartă ca și când ar fi în centrul lumii. Cu ăștia n-ai ce să discuți. Trebuie să le dai dreptate întotdeauna. Că ăștia nu sunt dispuși nici la dialog, nu le intră nicio idee. Ei, la o dezbatere ca asta noastră, ei pleacă acasă cu ideile cu care au venit de acasă. Să nu credeți că pleacă vreo idee nouă. De ce? Fiindcă sunt closed mind, cum se numește. Cu mintea închisă. Mintea închisă. Îndrăznesc o întrebare mai personală. Dumneavoastră ați venit din lumea aceasta. Da. Ați fost ateu. Cum ați reușit să subordonați cunoștințele dumneavoastră valorilor morale regăsite în adevărul Scripturii? Da, e o întrebare interesantă, dar dacă stau să mă gândesc, i-ați mai pus-o dumneavoastră odată când am făcut podcastul autentic, da, cu același generic. De fapt, valorile le aveam, să știți. Eu am stat pe valorile morale creștine aproape tot timpul. Cu mici scăpări, așa, mai călcăm în gol când suntem tineri. Dar am avut această educație de acasă, deși ai mei nu erau religioși. Bunica mea era religioasă, ne mai ducea mama, maică mea. Ne mai ducea pe la biserică, era mai mici, ne ducea să părinții ne împărtășim. Părinții dumneavoastră intelectuali. Da, mama mea învățătoare și tatăl meu contabil, om de ăsta, funcționar, de primărie. Da. Nu. Cum să vă spun? Ateu și ce înseamnă de fapt, a ăla este o negație. Fără Dumnezeu. Nu înseamnă împotriva lui Dumnezeu. A fi ateu înseamnă a nu avea Dumnezeu. A fi ateist înseamnă a deveni combatant. Tot ce se termină în ism e ideologie. Liberalism, comunism, socialism, naționalism, ateism. Tot ce e cu ism e un sistem ideologic care vrea să se impună împotriva altor sisteme de idei. E o ideologie. Eu n-am fost ateist, dar am fost ateu. Pentru că eram fascinat de cuceririle științei, eram fascinat de viziunea asta despre lume, că totul e măsurabil, calculabil, e verificabil, avem certitudini. Nu. Nu aveam acea, ce spune Iisus când în scena cu Toma, zice, ferice de cei care nu văd și cred. Nu aveam. Dumneavoastră erați, da. Dar, să verifice. Dar valorile, să știți că le-am avut întotdeauna. Și nu cred că întâmplător m-am auzit strigat de două ori mi s-a întâmplat când eram singur acasă în copilăria mea, strigat pe nume de două ori, de undeva din, de deasupra, deasupra curților. Erau case, curți, curte lângă curte, până pe strada cealaltă. Adică am avut tot timpul senzația că cineva acolo sus mă iubește, că cineva are grijă de mine, dar nu conștientizam lucrurile astea în cuvinte, în credințe, în... Deci, de-aia vă spun, valorile le-am avut. Nu, la mine nu cu valorile era vorba. Era vorba să-mi schimb concepția despre lume. Și asta mi-a schimbat-o cu cât am evoluat mai mult ca filozof și mai ales în filosofia științei, mi-am dat seama cât de limitată este cunoașterea umană. Și nu numai cunoașterea umană, că o să spuneți, păi stai drept, cunoașterea e tot timpul limitată. Așa este. Păi tot timpul avem limite care cad peste un an, peste 10, peste 100, și tot evoluăm în cunoaștere, da. Nu cunoașterea e limitată. Rațiunea umană e limitată.
Cunoașterea umană e limitată, limitele ei sunt factuale. Acum și aici, țin de conjunctură. Limitele rațiunii umane sunt principiale, sunt pentru totdeauna. Niciodată nu o să reușim să depășim limitele rațiunii umane. Și asta s-a dovedit în știință, în matematică, în teoreme care au demonstrat limita gândirii omenești. Nu, mai departe nu se poate merge. Dacă doriți să cunoașteți mai multe detalii despre schimbarea făcută în viața domnului profesor din perspectiva aceasta a cunoașterii religioase, puteți intra pe canalul de YouTube Authentic Podcast și găsiți acolo interviul cu domnul profesor. Știți, mulțumesc că le-ați spus că mi-ați adus aminte, domnul. Știți, mă surprinde câteodată la unii și la unii chiar care s-au născut în familii de credincioși și care acum au impresia că au prins adevărul obiectiv. Renunță la Dumnezeu. Sunt atei. Ăștia au parcurs exact drumul invers. Drumul invers pe care l-ați parcurs dumneavoastră. Da. Eu am plecat de la știință, adevăr obiectiv. Suntem decentrați, nu suntem centrați pe noi, nu proiectăm asupra lumii imaginea omului. Dumnezeu spune că ne-a făcut după chipul și asemănarea lui. Înseamnă că noi proiectăm, și așa mi se spunea domnul Gogoneață, că e un om bătrân, cu barbă, cu bun, ca un bunic. Deci pentru mine era o formă de antropomorfizare. Și ce înseamnă cei mai tineri? Antropos înseamnă om. Formă, antropomorf înseamnă cu formă umană. Când te antropomorfizezi sau personalizezi. Ca în desenele animate din Disney, da? Când rățoiul Donald, pisoiul Tom, Jerry, toți ăștia fac ca oamenii. Au sentimente ca oamenii, au reacții ca oamenii, șmecheri ca oamenii. Asta înseamnă antropomorfizare. Ei, eu eram convins pe vremea aia că religia e o formă de antropomorfizare. De-aia credeam că sunt oameni mai simpli care cred în treaba asta, pentru că ei sunt cu antropomorfizare. Au nevoie. Și acum doamnă că este exact invers. Ce vreți decentrare mai mare decât la Iisus pe cruce? Când spune, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Ce părere aveți de enunțul ăsta? E capabil vreun om care nu e inspirat de Dumnezeu să spună așa ceva? Că vă spuse ea din ea ce înseamnă egocentricul. Evaluezi totul în funcție de ce îți place ție. Ce putea să-ți placă pe cruce? Bătut în piroane, în mâini și în picioare. Ce putea să-ți placă? Când nu poți să respiri. Când totul era un chin îngrozitor. Orice încercare de a respira era o durere. S-au demonstrat științific toată agonia prin care a trecut Iisus. Și îi spune tatălui, tată, iartă-i că nu știu ce fac. Câtă compasiune pentru ceilalți, pentru oameni, câtă detașare de el însuși, să-și dea seama că oamenii îi fac rău, l-au scuipat, l-au bazocorit, au râs de el, îl chinuie. Și cu toate astea, iartă-i că săracii nu știu ceva. În spatele lui este o forță, în spatele lor e o altă forță mai mare, principiul răului, da? Care îi ghidează. Asta înseamnă să te decentrezi cu adevărat. Să nu mai crezi că luna să ține după tine. Să înțelegi marea bunătate a lui Dumnezeu, marea lui, mărirea lui, mărimea lui și măriminia lui. Cât de profund ne-ați introdus în subiectul acesta, în egală măsură în care va trebui să înțelegem că toate acestea vin în urma unui cunoașteri și unei dorințe de a te educa să mergi mai departe, să devii un alt fel de om. Noi vorbim în seara aceasta, inevitabil, și prin tema propusă, și despre educatorii României, dacă cumva ei au nevoie de educație. Am găsit un articol publicat pe republica.ro pe 17 mai de Cristian Tudor Popescu, în plină grevă a profesorilor, care a purtat titlul Profesorul de familie. Am selectat următorul paragraf pe care, cu îngăduința dumneavoastră, am să-l redau. Profesorul, dacă e capabil și vrea, mai poate face ceva. Pe cât de important, pe atât de dificil.
să completeze și chiar să corecteze educația primită de elev de la părinți. Poate să blocheze transmiterea virusilor morali și comportamentali prea puțin atenuați de la o generație la alta. În acest sens fac pentru că nu sunt în stare să tac o propunere de care probabil se va râde gros. De ce nu s-ar înființa, așa cum există medic de familie, instituția profesorului de familie, pe care o familie poate să și-l aleagă? Acest profesor ar putea să viziteze elevul acasă, să stea de vorbă cu el și ai lui, nu în public, la așa numite ședințe cu părinții, ci într-un cadru privat, intim. În locul orelor de meditații la negru, să aibă grijă de sănătatea educațională a copilului și poate a părinților. Care sunt gândurile pe care vi le stârnește o astfel de propunere, domnule profesor? În primul gând este că domnul Cristian Tudor Popescu uită să spună că medicii de familie nu mai lucrează și în spitale. Interesant. Interesant. Păi să plecăm de la realitate. Pot să gândesc un profesor de familie, dar nu care lucrează și la școală. Adică și la catedră. La catedră. Și vă spun de ce. Vin din învățământ. Sunt nepot de învățător, fiu de învățătoare, am fost profesor de liceu, sunt cadru didactic universitar. Am trecut prin toate fazele. Dacă îți iei meseria în serios, nu mai ai timp de altceva. Credeți-mă. Nici de dat meditații. Oamenii care dau meditații acasă chiuleză la școală. Vă spun sigur asta. O pun mâna în foc, chit că sunt profesori în sală care dau meditații acasă. În loc să stai să faci cu elevii tăi care sunt lămași în urmă, care n-au înțeles, care au alt tip de inteligență, ești profesor de matematică și ei n-au inteligență matematică, au inteligență muzicală sau inteligență literară. Sau ești profesor de sport și ăla n-are inteligență kinetică, are inteligență emoțională. Sunt tot tipuri de inteligență. Și tu le dai note mici și îi șantajezi un an de zile sau 4 ani de zile sau 8 ani de zile pentru că nu au inteligența care e necesară pentru materia ta. Fă împreună cu el mai mult. Stai mai mult cu el. Nu fugi acasă să dai meditații pe bani. Dar pentru asta înseamnă leafă. Și nu de 2 ori mai mult, cum au cerut săracii acum, cu 50, de 4 ori mai mult. Profesorii de azi merită de 4 ori mai mult decât au. Asta vă spun tot pe experiență. O să spuneți, dar nu toți, că unii sunt leneși, sunt comozi, sunt superficiali. De acord, vreți să nu-i mai fie? Dați-le de 4 ori mai mult și peste 10 ani veți avea numai oameni harnici și deștepți în școală. Fiindcă sistemul de învățământ va deveni atrăgător, atractiv pentru oamenii deștepți, inteligenți și harnici. Dacă rămânem la leafa de astăzi, bineînțeles că vor fi și de aia. Deci, sunt de acord cu sistemul ăsta pe care îl propune Cristian Tudor Popescu. El a existat de mult. Se numea sistemul preceptorilor. Precept de la precepte morale. Că făceau exact tema noastră. Făceau exact educație morală a copiilor cu bani. O familie înstărită își permitea să cheme acasă un profesor de muzică să facă pian sau vioară, profesor de literatură, de geografie, de asta și profesor de etică, de morală. Și toate lucrurile astea formau niște copii deosebiți, niște oameni care puteau să preia conducerea societății. Vorbim de perioada interbelică? Da, de perioada interbelică și mai veche. A existat așa ceva. Dar în momentul în care învățământul a devenit învățământ public, s-a instituționalizat, de pe vremea lui Napoleon a apărut liceul. Napoleon a înființat liceul ca instituție de învățământ. În momentul ăla a dispărut treptat meseria asta. Deci eu aș putea să gândesc profesor de familie, dar nu să mai meargă la catedră. Să meargă numai la o familie sau maxim 2. V-am întrebat de perioada interbelică pentru că am găsit recent, circulă pe rețelele sociale, o foaie matricolă a unei eleve de clasa a 7-a din anul școlar 1939-1940. Și aici se notează, printre altele, starea socială a copilului, dacă cumva i-a murit vreun frate, cu câți alți copii doarme în cameră sau în pat,
cum este somnul și alimentația, ce preocupări extrașcolare are și ce profesie îi s-ar potrivi. Sau un alt exemplu, care este profilul psihologic al elevei. Da, sunt rubrici precum intelect, adică inteligență, atenție, memorie, imaginație, temperament, viteza de reacție, sensibilitate, puterea de muncă, personalitate și caracter, dacă este neinfluențabil, dacă socializează ușor, camaraderia, onestitatea, bunătatea, simțul dreptății, spiritul de conducător. Toate acestea erau notate în foaia aceasta matriculă din perioada de care povesteam. Asta se numea profil psihomoral. Și te duceai cu el pentru că îl ajuta pe cel care te prelua în ciclu 2 sau la liceu să știe ce să facă mai bine cu tine și spre ce să te îndrepte. Asta înseamnă cunoașterea elevului. S-a dus de mult. Sub Ceaușescu a existat o facultate de pedagogie care producea specialiști în științele educației, dar extrem de puțin. Erau 20 pe an la București, alți 20 pe an la Cluj și alții, ăia erau mai mult pe defectologie, făceau un fel de astea pentru copii cu dizabilități și la Iași. Erau 3 facultăți de filozofie cu secții de pedagogie, câte 20 pe an. Ce să faci la 20 de milioane de oameni? Deci, sau la 4 milioane de elevi, dacă vreți concret. Deci noi n-am reușit să rezolvăm problema asta orientării școlare și profesionale a elevului. De-aia săracii sunt, ies din școală și nu știu încotro să o apuce. Fiindcă nu se cunosc. Ei nu știu nimic aproape despre ei înșiși. Doar păreri, iluzii. Sunt un om extraordinar, dar n-am avut noroc în viață. Genul ăsta. Păi ce să facă cu genul ăsta de imagine de sine? Ce mi s-a mai părut interesant era că, printre altele, era notată și situația școlară împărțită pe categorii. De exemplu, educația sănătății sau educația minții, educația artistică și, foarte interesantă, la final, educația moral-religioasă. Noi am introdus religia în școli, dar degeaba. Că acolo nu se face educație morală. Se predau obiecte de cult și ritualuri ortodoxe. Deci, ca să înțelegem ce facem acolo, facem un fel de prozelitism mascat sub forma educației religioase. Adevărul este că noi avem nevoie de educație morală în școală și de oameni care stăpânesc valorile moralei creștine, fiindcă suntem popor creștin. Nu are cine să o facă, din păcate. Vă dau o veste proastă. Dacă de mâine s-ar introduce etică în școală, pe diferite trepte, sau morală, cum a făcut mama mea de pildă la școala normală din Pitești, sau cum a făcut socrul meu la școala normală din Buzău. Deci, școlile normale care pregăteau învățători făceau morală. Era disciplină în curriculum, în catalog. Nu se mai face. Dacă am face de mâine, n-ar avea cine să o predea. Pentru că noi n-am educat în general valorile. Și ce facem noi în școală? Îi pregătim pentru viitorul examen. Atât. Să facă, doamnă, probleme. Puneți bățul pe ei, probleme cât mai multe. Și nu mai pierdeți timpul cu pe la dirigenție. Faceți probleme, doamne, că vine examenul. Și doamna, la presiunea părinților, care atâta știu, alt orizont nu au, face treaba asta. Și în loc să facă dirigenție unde ar putea să vorbească despre valori, despre bine și rău, despre frumos, urât și chici, și despre multe alte, despre adevăr, despre opinie și cunoștință autentică, toate lucrurile astea nu le fac, pentru că îi fac probleme. Vine evaluarea națională, vine examenul de admitere. Wrong. Este exact ce spunea marele savant român Solomon Marcus, Dumnezeu să-l ierte. Acum câțiva ani a scos o carte, un studiu se numea chiar așa, Educația omenescului. Și spune așa, adică a valorilor. Și spune așa, școala românească face învățământ, dar nu face educație. Aici suntem. Școală fără educație. Facem doar învățământ. Apropo de chestiunea aceasta, cel de-al 26-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, Theodore Roosevelt,
a spus printre multe alte cuvinte cu tâlc și pe următoarele: a educa un om doar din punct de vedere intelectual, nu și moral, înseamnă a educa o amenințare pentru societate. Este extraordinară vorba, dar noi nici măcar asta nu mai facem. Vorbesc foarte serios. Deci, el se ziza un lucru, că știință fără conștiință, ruina sufletului, Pascal. Da? Deci dacă nu ai conștiință, ai doar știință, poți să devii o canalie, un om fără niciun Dumnezeu, care nu are nimic sfânt. Nu vreau să fii religios. Să ai ceva sfânt, să crezi în niște lucruri. Asta înseamnă valori. Fac o paranteză aici. Ce înseamnă valori? Că eu am avut o revelație acum câțiva ani. Îl auzeam, de mai mult ori l-am auzit pe domnul Mitică Dragomir, Dumitru Dragomir îl cheamă, era președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Un om foarte, un personaj foarte pitoresc așa, cu o gândire destul de simplistă, dar cu verbiaj și cu talentul de a întreține atmosfera. Și se tot văita că nu mai avem valori. Nu sunt valori în țara asta, nu mai avem valori. Și stai să mă gândesc, uite, mă zic, un om fără școală, dar gândește ca un filozof. Până la urmă, îl prind într-o emisiune la televizor în care explică ce înțelege el prin asta. Nu mai avem, domne, valori. Păi de când, de la Motul încoace, n-am mai vândut pe nimeni în afară mai mult de $1,000,000, de euro. El se referea la fotbaliști de valoare. Înțelegeți care era limbajul lui? Și m-am gândit atunci, am avut revelația asta. Măi, când noi vorbim de valori, într-o sală, într-un amfiteatru, studenților, oare ăștia să gândesc la valorii la care ne gândim noi sau să gândesc la oameni de valoare? Valori în fotbal, valori în muzică, valori în știință? Că e și limbajul ăsta, limbajul comun, da, e dubios, că te păcălește, e mult polisemantic. Un cuvânt are mai multe sensuri. Valori înseamnă lucruri prețuite, lucruri pentru care ești în stare să faci sacrificii. Unii au fost în stare să-și dea viața pentru valorile în care au crezut. Sunt lucruri în care credem, sunt lucruri pe care le considerăm mai presus de noi, de multe ori. Astea sunt valorile. Demnitate. Păi decât să mă calci în picioare, prefer să pierd locul de muncă. Na. Și o să sufăr o perioadă, dar nu mă las călcat în picioare. Asta se numește demnitate. Libertate este altă valoare. Egalitatea este altă valoare. Egalitatea în șanse, nu să fim toți la fel, că asta e o nebunie. N-avem cum să fim toți la fel. E și o utopie, e și o prostie. Dar egalitatea în drepturi, egalitatea șanselor, dar ajunge la umanizare, la dezvoltare plenară. Toate lucrurile astea sunt valori. Pentru ele trăim, pe ele le promovăm. Când sfințești locul, că spune omul sfințește locul, omul umanizează orice loc. Umanizezi o uliță, un sat, un oraș, o țară. Cum o umanizezi? Implementând valorile tale asupra locului respectiv. Ce valori? Morale, estetice, da? Că poți să faci mai frumos. Uitați-vă la o femeie care are gustul frumosului, care își împodobește balconul cu flori. Care mai de care mai frumoasă? Își împodobește curtea cu flori, muncește la ele, se gândește, le cumpără, le... Asta înseamnă că face, umanizează locul ăla, nu mai este un spațiu plin de buruieni. L-a făcut, a pus amprenta de om, adică de om care are simțul frumosului. Asta înseamnă valori, nu fotbaliști de valoare. Și mă întorc acum la ce vă spuneam. Noi nu avem, n-are cine în școala românească să predea valori. Pentru că, în primul rând, trebuie tu să fii un purtător de valori. Cum spune Arsenie Boca? Până la o vârstă dăm altora din ce avem. De la o vârstă în sus dăm din ce suntem. Deci eu nu pot să dau valoare altuia dacă eu nu am valoarea aia în mine. Nu pot să-ți transmit onestitate dacă eu sunt un om onest. Și tu simți că umblu cu ascunzișuri. Nu pot să îți predau sinceritatea dacă eu nu sunt un om sincer. Toate lucrurile astea
vin de la profilul moral, psihomoral al profesorului, care trebuie să fie o figură extraordinară și care să transmită, să radieze în jur. Aici vom avea un viitor pentru națiunea noastră. Dacă nu rezolvăm problema asta, figura profesorului în societate și repoziționarea lui de jos sus, nu avem niciun viitor, să știți. Ne vor pleca toți să duc la profesorii altora. Apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, cred că ar trebui să facem un salt în timp. Și vă propun să mergem în 1905. Atunci publică pentru prima dată Mihail Sadoveanu în revista Albina novela Domnul Trandafir. Probabil că unii dintre dumneavoastră fiu amintiți, cei mai tineri, din păcate mai puțin, pentru că nu se mai studiază la școală. A fost scoasă din manual. Pentru că nu mai... Păi transmitea valori, domnul Gogoneasu. De ce să rămână? Nu mai este pentru examen, atunci nu mai suscită interes. Dar personajul principal, așa cum îl amintim noi, a fost învățătorul din clasele primare al lui Mihail Sadoveanu, Mihai Busuioc. Citez un paragraf. Dar domnul nu s-a dus nicăieri, spunea Mihail Sadoveanu. A rămas acolo pe pământul nostru. Și în pământul nostru l-au și îngropat. I-am văzut mormântul. O cruce de stejar înnegrită de ploi. Deasupra, un brad care fâșie la cea mai ușoară suflare de vânt. Flori sălbatice pe pământul negru. Pe cruce, o tăbliță. Aici odihnește robul lui Dumnezeu Neculai Trandafir. Și celelalte cuvinte nu se mai cunosc, le-au șters ninsorile și ploile. Nici școala unde m-a învățat el nu mai este. Acum băieții învață într-un alt loc, într-o clădire nouă, înaltă și frumoasă. Eu nu m-am dus însă să o văd pe aceea. Eu m-am dus să văd locul gol, unde a fost odată o odaie scundă, în care ne era cald vara și frig iarna. În locul acela odată a trăit un om. Pentru amintirea lui îți trimit această scrisoare. Cum am putea face să redevenim ca educator ceea ce în fond am fost odată, domnule profesor? Păi era un întreg sistem care crea astfel de oameni. Știți cum e, dacă nu cultivi ogorul, nu îți rezultă nimic. Dacă nu sap grădina, nu îți crește nimic. Îți cresc buruieni, nu cresc flori și alte plante folositoare. Deci tot sistemul ăsta, știți câte ministere au participat la reforma școlară a lui Spiru Haret? 7. 7 ministere au contribuit la reforma școlii românești la începutul secolului 20. Și peste 15-20 de ani a apărut celebra generație Milcioran, Mircea Iliade, Constantin Noica, Eugen Ionescu, mari, așa, care au dat omenirii, umanității, valori inestimabile. Celebra generație a anului 29. De ce? Să schimbase terenul. Araseră, pliviseră, udaseră. Adică schimbaseră sistemul. Au zis școală nouă. Cât de înaltă? Cât, cel puțin cât primăria. Dar nu mai înaltă ca biserica. Deci era o simbolistică acolo, pentru că omul din satul românesc trebuia să știe cât de importantă este școala. E la fel de importantă sau mai importantă ca primăria, ca administrația publică. Nu ca Dumnezeu. Biserica este casa lui Dumnezeu. Învățătorul are locuință în școală. Directorul. Directorul școlii avea locuință în școală. Toți învățătorii care predau în lumea satului aveau lotul lor. Acum înțelegeți de ce era nevoie de 7 ministere? Păi toate contribuiau, de la finanțe până la agricultură și până la amenajări teritoriale și lucrări publice. Drumuri făcute ca să nu meargă copiii prin pădure, ca în Scufița Roșie, ca să ajungă la școală, cum să duc astăzi. Deci tot peisajul fusese schimbat în vederea modernizării națiunii române. Fiindcă eram un popor de... misticoid, așa se numește.
cu misticisme, cu umblau după moroi prin Oltenia, vânau, dezgrupau morții, le înfigeau țărușii în inimă. Deci o serie întreagă să trăia într-o societate vrăjită, cum se spune. Da? Epoca modernă a venit cu o societate dezvrăjită, care stă pe alte credințe. Bun. Deci, Spirul Hareta a venit cu asta. I-a învățat pe copiii de săran să facă agricultură științifică. A introdus în curriculum școlar științele agronomice. Fiindcă erau copii de țărani, dar nu știau nimic, știau doar așa, din ce vedeau la părinți și la bunici. Deci i-au învățat, a ridicat nivelul de gândire și de intelectualitate al țărănimii. Și de acolo au plecat și Marin Preda, da, din Siliștea Gumești, Tellerman, și Zaharia Stancu, dintr-un sat, Salcia, de lângă Turnul Măgurele. Și din satele astea au plecat mari gânduri, nu mai zic de Moldova. Am avut un coleg odată la Brașov, eram coleg de catedră, un sociolog care a făcut o cercetare. Care sunt județele care au dat cei mai mulți oameni în literatura română? Moldova era plină, uite așa, era plină de din Moldova vin cei mai mulți scriitori și poeți români. Mediul rural, de la țară veneau. La ora asta, o să spuneți, da, dar și de la țară, satul e golit de resursă umană, nu mai are ce să dea. E un adevăr aici. Se numește ecologie socială. Ecologia socială este mișcarea, dinamica populației în funcție de la țară la oraș, de la orașul mic la orașul mare, de la orașul mare la metropolă, Bucureștiu, de la metropolă în străinătate. Știți? Oamenii pleacă să duc acolo unde sunt mai multe posibilități de a găsi un loc de muncă, mai multe posibilități de a se realiza. Dacă vorbim de un cântăreț, un violonist, un sportiv, are mai multe probabilități, mai multe șanse de a se realiza în domeniul lui. Nu să știți câți sportivi români se antrenează în străinătate? Foarte mulți. Toate fetele alea pe care le vedeți jucând în turnele internaționale de tenis trăiesc în Canada, în Statele Unite, în Germania, ele acolo se antrenează. Fiindcă acasă nu au condiții. Iată de ce. Se numește ecologie socială, dinamică socială. Satul românesc e golit de resursă umană la ora actuală. Greu să mai aștept ceva de la el, din păcate. Un studiu făcut de mine cu ani în urmă la Universitatea din Brașov, unde am fost 12 ani de zile asistent, arăta că la Facultatea de Mecanică a Universității din Brașov erau fii de țărani 1%. Ce părere aveți? 1% în anii 80 ai secolului trecut. Asta e grav, înseamnă că s-au închis structurile alea care permiteau la un moment dat valorificarea resursei umane a poporului român. Domnule profesor, știu că sunteți preocupat să creșteți intelectual de fiecare dată, moral nu mai vorbim, și doriți să transmiteți mai departe valorile pe care le-ați dobândit de-a lungul timpului și vreți să vi le ancorați într-o realitate cât mai de actualitate cumva. De aceea am un cadou pentru dumneavoastră, este un voucher de la editura Viață și Sănătate, prietenii noștri, vi-l ofer cu cel mai mare drag ca dumneavoastră să vă puteți procura de acolo cărțile care credeți că vă sunt de folos. Devine interesantă conferința asta. Autentic. Mulțumesc mult. Înainte de a le da cuvântul prietenilor noștri din sală, pe care îi apreciem din toată inima, așa cum ați făcut-o și dumneavoastră la un moment dat, le reamintesc acelora care ne urmăresc pe YouTube faptul că suntem la Buzău aici, în sala Consiliului Județean, o sală foarte frumoasă și foarte primitoare, cu un public extraordinar și dornic de a se dezvolta. Am o ultimă întrebare, cumva puțin mai personală. Moralitatea comportamentului dumneavoastră și valorile pe care le promovați, unde își iau ele
originea, domnule profesor? Nu știu, nu m-am gândit niciodată, chiar nu știu ce să vă spun. Nu m-am gândit la mine ca la un personaj. Nu știu. Nu știu. Probabil că cineva acolo sus mă iubește, a avut grijă de mine, mi-a îndrumat pașii. Vă văd emoționat. Da, fiindcă încerc să-mi dau seama, sunt în curs de a elabora niște idei și nu reușesc. Nu-mi dau seama. Probabil că a fost grija Domnului de a mă feri de greșeli, de prostii. N-am făcut prostii în viață, dar altfel nu știu, nu-mi dau seama. Deși ați lucrat în medii foarte înalte pentru oameni de stat, da, dar când am văzut de ce sunt în stare, am plecat de acolo. Deci nu contează ce ai făcut, contează ce faci acum. Categoric. Da. Ați rămas ancorat de moralitate și de valori, da, indiferent de contextul absolut, în care ați fost, da, lucru. Da, da. A venit timpul dumneavoastră, de aceea am să-l rog pe Dani sau pe Iulian să ne ajute cu un microfon. E Dani pregătit. Așadar, dacă aveți întrebări pentru domnul profesor, vă invit să ridicați așa discret mâna și microfonul va ajunge la dumneavoastră, astfel încât să putem să avem un dialog. Vă reamintesc faptul că o să avem și câteva premii pregătite pentru dumneavoastră, special de la prietenii de la Editura Viață și Sănătate. Avem și un pix cu autentic. Avem și două cadouri din partea doamnei Adriana Popa, doamna care a facilitat venirea noastră aici la Buzău. Mulțumim mult de tot pentru gestul acesta. Și pe care o să o rugăm să urce pe scenă. La un moment dat așa este. Și cel mai valoros premiu este cartea pe care a scris-o domnul profesor, Marea Neagră, limba română sub asediu, greșeli de exprimare în mass media din România, despre care domnul profesor chiar acum o să ne spună câteva cuvinte. O va primi unul dintre dumneavoastră cu autograful dumnealui. Vă rog, domnule profesor, câteva cuvinte. Aici este o barcă eșuată. Marea Neagră este fenomenul acela când se sparge un petrolier în largul mării și tot petrolul care era în el se scurge spre o plajă și omoară tot. Tot. Faună și floră. Dacă ați văzut pe la televizor niște pescăruși așa unși de sus până jos, care nu mai pot respira. Am simțit-o asta, Marea Neagră, ca pe o mare neagră, disprețul nostru pentru limba română. E un dispreț foarte răspândit. Într-un caz mai bun, indiferență. În cel mai rău caz, dispreț. Eu am auzit o studentă care a spus, nu știu să mă exprim, dar nu contează. Îi dau maică-mi să-mi corecteze, ea le are pastea. Să spui despre maică-ta că ea le are pastea, adică știe să vorbească corect în limba ta maternă, în limba statului tău, mi se pare odios. Și știți ce am aflat ulterior? Că maică-sa era profesoară de limba română. Ce profesoară poți să fii dacă fiica ta nu a rămas măcar cu respect pentru limba română literară? Îi scrisese unei colege să o ia la doctorat și scria cum i-au legat. Și colega i-a răspuns, te-aș lua, tema interesantă. El lucra deja în Germania la o mare corporație. Zice, te-aș lua că tema îmi place, dar ești agramată și eu nu lucrez cu oameni agramați. Lăsați, doamnă, că nu e nicio problemă. Corectează maică mea. Deci când oameni de ăștia ies porțile facultății și o spun și cu emfază că păi nu interesează să vorbească și să scrie corect. Așa, mie mi se pare că asta este și indiferență și dispreț. Și că este odios. Și 8 ani de zile am notat greșeli făcute de ziariștii români pe radio, pe televiziune, în cărți, în traducătorii de cărți de la diferite edituri, în reviste, inclusiv reviste de cultură. Este incredibil cât de multe greșeli se fac. Este
Numai puțin să vă citesc din introducere ca să înțelegeți de ce această carte a avut mare succes, s-a tipărit de mai multe ori. Sunt licee în care am aflat că se predă după ea. Mi-au spus profesoare de română. Pentru că e scrisă din e scrisă din perspectiva unui comunicator, nu din perspectiva unui lingvist. Deci nu am... În România, gramatica limbii române constituie o știință ezoterică, o știință stăpânită de o mână de inițiați și aceștia tot mai puțin de la un an la altul. România este țara în care exprimarea gramată se poate auzi de la cea mai înaltă tribună a țării. Printre cele mai recente este următoarea declarație făcută de un fost premier, Călin Popescu Tăriceanu, cu ocazia alegerii sale în funcția de președinte al Senatului în ziua de 10 martie 2014. De la tribuna Senatului României, al doilea om în stat afirma, citez, proiectul USL este, după părerea mea, un proiect care nu am putut să-l ducem la îndeplinire. Ce cuvânt lipsește aici? Pe. Premierul României. Peste 9 luni, pregătindu-se, sufletește pentru a prelua funcția de viceprim-ministru, Tăriceanu recidivează. Problema serioasă care o văd eu este în ce direcție va acționa guvernul. Vă dați seama ce probleme avea el cu direcția guvernului și el nu poate să facă un acuzativ corect. Ăștia conduc România. În noiembrie 2014, Ministrul Afacerilor Externe, Titus Colățean, încercând să justifice organizarea defectuoasă a alegerilor prezidențiale la unele misiuni diplomatice ale României, făcea două dezacorduri de gen pe parcursul a 5 minute. 161.000 de votanți, 61, fiindcă 1.000-2.000, da? Așa? Și 21 de secții de votare. Tot așa. În loc de 21, a 21. România este țara în care toți președinții aleși în perioada postcomunistă au avut probleme cu exprimarea corectă. Marota lui Ion Iliescu a fost falsa iluzie. Tot spune asta. Asta e o falsă iluzie. Parcă ar fi iluzii adevărate. Așa. Emil Constantinescu a avut și are un acuzativ defectuos. Ideile care le susțin, imaginea care le vedeți. Traian Băsescu nu știe că în expresia mass media, cuvântul media înseamnă mijloace. În consecință a formulat de numeroase ori mijloace mass media. Sau chiar mijloacele media. Pleonasm în stare pur. În ultimul său discurs important ca președinte al României, Traian Băsescu ne-a oferit cheia când spune că mass media, el gândește de fapt la presă. Trebuie să găsească o soluție fiscală pentru mass media, pentru presă. Ca un delean adevărat, succesorul său, Klaus Iohannis, înlocuiește adverbul ca prin alocuțiunea adverbială ca și, ajungând să spună România să fie acceptată și respectată ca și membru al... Asta cu ca și vine din Ardeal, să știți. E o invenție a clujenilor. Au zis că au găsit ei soluția să nu mai facem cacofonii. Știți? Și în loc să zici ca cetățean, zici ca și cetățean. Parcă nu poți să zici în calitate de cetățean. Deci, acolo unde țelene să gândești, bagi un artificiu, ca și. Ori ca și înseamnă în limba română doar un singur lucru, la fel ca. Da? Ca și Steaua, Dinamo joacă în prima ligă. Corect. De curând. Bun. Deci, înțelegeți ce carte asta? 8 ani de zile era casa plină cu bilețele, oră, minut, cum îl cheamă pe ăla care a sfeclit-o, și postul de radio sau de televiziune. Și am 150 de, am un lidice de nume la sfârșit, 150 de oameni care apar acolo cu toate greșelile. Le-am dat-o unora. E în librăria, e în biblioteca televiziunii române, la alte televiziuni. Unii mi-au mulțumit foarte mult, cred că nu au deschis-o pentru că nu s-au prins că acolo erau trecuți la... Da. Măcar să fiți domnul profesor, dar m-ați încondeiat. E clar că n-au deschis-o. Și continuă să facă aceleași greșeli.
din păcate, dar este o carte foarte practică, da, ce ne va ajuta pe foarte, da, mulți dintre, da, noi, mai ales pe acela care o va primi în seara aceasta. Avem de deja... fapt, cine primește cărți, premii? Explicație. Cei care pun întrebări. După ce criteriu? După cea mai bună întrebare pe care dumneavoastră o veți selecta. Am o veste foarte bună pentru tine, dragul meu autentic, și anume că în vara aceasta ne putem întâlni într-un peisaj de poveste în Bucovina, la Coșna, între 13 și 17 august, într-o tabără organizată împreună cu prietenii de la editura Viață și Sănătate. Pentru mai multe detalii, intră în descrierea podcastului sau a acestui video și vei vedea cum poți participa și tu. Așadar, abia aștept să ne vedem la Coșna între 13 și 17 august. Avem deja microfonul la cineva. Vă rog să ne spuneți prenumele dumneavoastră pentru a-l nota. Bună seara, domnule profesor. Mă numesc Iulia și sunt învățătoare. Profesor, învățământ primar, cum se numește acum la o școală din Buzău. Încântați de cunoștință. Iulia. Iulia. Aș dori să vă întreb, pentru că eu chiar am o îngrijorare apropo de tot ce ne-a spus dumneavoastră, mai ales în urma grevei profesorilor. Știu că a fost publicată un sondaj sau o statistică în care spunea că vârsta învățătorilor, educatorilor, dascărilor este foarte înaintată și eu mă întreb în aceste condiții și dacă se va urma acest trend al guvernanților noștri, cine se va ocupa în viitor de educația generațiilor următoare? Îmi cer scuze, am emoții, dar chiar nu dacă ne puteți da un răspuns. Nu știu, cred că e normal să căutăm soluții ca părinți, ca bunici, ca oameni ai societății. E o problemă foarte gravă și, din păcate, domnii guvernanți nu ne apreciază la adevărata noastră valoare. Mulțumesc frumos! Doamne, vă rog să luați microfonul, domnule profesor. Doamne, așa e cum spuneți, da. Auziți, guvernanții noștri nu au amintiri frumoase din școală. Asta e problema lor. Nu au atitudinea aia. Pentru ei școala nu e o valoare. Ei au trecut prin școală ca un câine prin apă. Cred că toată lumea a trecut la fel. Nu-și imaginează. Și-au dat examene după ani de zile, de când trebuiau să și le dea. Au dat cu față în față doar ei cu profesorul. Tot felul de lucruri de genul ăsta, inacceptabile de fapt, că tot sistemul de învățământ le-a permis. Și acum sunt la butoane și decid în locul nostru. Și asta e o mare problemă a României. Criza de resurse umane în toate domeniile, inclusiv în învățământ și mai ales în învățământul primar, unde într-adevăr a îmbătrânit resursa umană în ceea ce privește educatorii și învățătorii. E o mare problemă. Nu știu. O să încerc să o pun pe tapet ca problemă în spațiu public. Vă rog, am văzut că microfonul este deja la una dintre doamnele din sală. Prenumele dumneavoastră? Emilia, mă numesc. Bună seara. Ne bucurăm de cunoștință. A fost o bucurie întâlnirea din seara aceasta și mă bucur foarte mult că este un subiect care m-a interesat și că am aflat lucruri interesante. Unele le știam, despre altele am aflat acum, iar altele chiar mă pun niște semne de întrebare și mă bucur pentru lucrul acesta. Ce aș vrea să întreb eu? Știm că o societate promovează anumite valori, așa cum ați spus și dumneavoastră. Și aș vrea să vă întreb, cine face o prioritizare a valorilor într-o societate? Se poate realiza lucrul acesta la noi? Cum? Cine? Mulțumim mult pentru întrebare. Între timp, dacă mai este vreo mână ridicată, faceți-i semn discret lui Dani. Mulțumesc frumos! Observați, domnul Bogănață, că dânsa a întrebat exact ce am discutat noi pe drum. Adevărat. Am spus o mare întrebare. Sunt două școli de gândire, ca să vorbesc așa în jargonul actual. Unii spun, domne, elita trebuie să hotărească și întotdeauna o societate a fost condusă și schimbată de elite. Elitele trebuie să gândească un proiect și țin minte un roman pe care l-am citit când eram student, Modelul.
modelul romanul unui mare scriitor german, Siegfried Lenz, care a și luat premiul Nobel pentru literatură. Știți despre ce era vorba? Toată cartea este discuția dintre profesori de limba română trimiși de Ministerul Educației din Germania într-o vilă lângă Hamburg, să stea acolo o lună de zile și să facă împreună programa materiei, disciplinei, literatura germană, pe diferite trepte de învățământ. Ce dezbatere acolo! Ce bucată literară să introducem, pe care să o scoatem, pe aia trebuie lăsată, fiindcă aia propune următoarele valori. Da, da, asta, da, aici e discutabil, dar sunt și niște non-valori aici, da, dar prin contrast, copilul mai învață și prin contrast, cum nu trebuie să fie. Și putem să o lăsăm. Și discuții în fiecare zi, până seara târziu, când plecau, aveau liber sâmbăta și duminica, puteau să plece acasă sau și până se întorceau la treabă, o lună de zile. Modelul. Asta înseamnă că societatea germană era preocupată de ce fel de model de umanitate trebuie să propui prin școală. Și mai ales prin lecțiile de literatură. Pentru că povestea educă foarte mult. Lasă urme. Noi nu avem așa ceva. Dacă le spui ăstora, nici nu înțeleg ce vrei să spui. Ei nu înțeleg problema. Că avem nevoie de model. Deci, în paradigma asta, era o elită care propunea valorile. Există și școala de gândire opusă care spune, nu, oamenii impun valorile. N-ai niciun drept, n-are nimeni niciun drept să spună cum trebuie să fie românul peste 30 de ani. Lasă-l pe român să aleagă. Și cum alege? Dacă el vrea să meargă la Sfânta Paraschiva, să meargă. Asta e. Și rămânem cum rămânem și rămânem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, îl mai disputăm cu Bulgaria. Dacă intrăm pe penultimul, ne simțim bine și credem că ăsta e viitorul țării. E foarte greu de spus, pentru că, pe de-o parte, o variantă este nedemocratică, dar specializată, cealaltă este nespecializată, dar democratică. E greu să vă răspund, doamnă, la întrebare. Pentru că e o întreagă discuție aici. Au dreptate și unii și alții. Și trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că nu avem întotdeauna răspuns. Nu avem întotdeauna răspuns. Asta e o problemă pe care noi am discutat-o pe drum acum, când am venit de la București. Și e o mare problemă. Eu, mulți ani de zile, am fost convins că trebuie să gândim un model, că am lucrat la așa ceva, am publicat pe tema asta, modele de umanitate, încercând să setez nu numai educația prin școală, există și o educație de asta socială, se numește învățare tacită, da? Învățăm pentru, și când mergem pe stradă învățăm ceva, că mai vedem un afiș, o reclamă, da? Dacă vezi reclame agramate, cum era aia cu Bilca, peste 100 de ani, tot la fel va arăta. Tot la fel e agramat, e un pleonasm. Ori zici la fel, ori zici tot așa, nu zici tot la fel. Și o băgaseră în reclamă. Deci dacă am reclame agramate, voi avea popor agramat. Dacă am reclame subtile, voi avea popor subtil. Eu am văzut la Londra. Metroul din Londra e plin în subsol, pe acolo. Când mergi, e plin de panouri de-astea educative, cu tot felul de lucruri subtile. Un fel de gândul zilei, cum găsim noi pe internet. Foarte frumos. Și atrag atenția, citești, te mai pune pe gânduri, te mai gândești la el. Deci fac un fel de educație a străzii. O educație, deci se numește învățare socială. Există și așa ceva. Aici putem să introducem campanii de comunicare. Eu am discutat de-a lungul anilor, în 95 am înființat împreună cu alți colegi Asociația Profesioniștilor în Relații Publice din România, ARRP. Asociația Română a Profesioniștilor în Relații Publice. Relațiile publice fiind sistemul de comunicare publică, da?
Și în calitate de vicepreședinte și domnul de președinte al asociației, am vorbit cu mai mulți miniștri și cu doi premieri. Încercând să le spun că prin campanii de comunicare inteligente putem să schimbăm mentalitatea românilor. De pildă să-i facem să iubească munca. De pildă să-i facem să nu mai creadă că legile sunt pentru fraier și șmecherii sunt aia care încalcă legea și nu pățesc nimic. Și că e invers. Șmecherul autentic e ăla care respectă regulile și câștigă. Nu ăla care trișează. Ăla e șmecher. Și poți să faci lucrurile astea din comunicare, cum au făcut cei cinci tigri de Asiei de Sud-Est. Cinci țări din Asia de Sud-Est care s-au întâlnit la Cancun în 70, premierii acestor țări, au hotărât să iasă din înapoiere și au vorbit, da, trebuie să schimbăm capitalul uman. Cum? Ne uităm după japonezi, ce au ei și nu avem noi. Știți când e cora, ce are ea și nu am eu. Da? Ceva de genul ăsta. Ce au japonezi, domnule, dau succesul ăsta? Păi au respectul pentru bătrâni, noi n-avem. Au dragoste de învățătură, noi nu avem. Le-au pus ca obiective de comunicare, adică de educare socială. Nu neapărat în școală, că în școală copilul altfel să te respinge. Ai mă, iar mă iei cu d-astea. Nu. Dar vede filme artistice, vede filme documentare, vede, așa zise, reclame. Dar în reclama aia e băgată o valoare. Toate lucrurile astea pe banii băncii mondiale și ai guvernului local. Tot timpul așa au făcut, jumătate. În 20 de ani au schimbat societatea, în 30 de ani. În anul 2000 o luaseră atât de repede înainte că începuseră să li se pună piedică. A venit domnul Stolojan de la Washington, de la Banca Mondială. L-am invitat la studenți. Și după conferință l-am întrebat ce e cu criza asta din Coreea de Sud, din Taiwan, din... Zic, e spontană sau nu, domn profesor, e pusă cu mâna. Prea o luaseră înainte. Înțelegeți despre ce e vorba? Să dezvoltaseră atât de rapid încât ar trebui să fie opriți. Nu știu dacă mai țineți minte scenele de la televizor, coreenii stând la coadă să împrumute statul cu bijuterii. Mai țineți minte? Statul nu mai avea lichidități. S-au dus să-și dea bijuteriile pe care în ăia 30 de ani de prosperitate le strânseseră și ei. Bijuteriile familiei. Stăteau acolo, păziți de jandarmi, să nu fie atacați. Pe kilometri întregi, coreeni stând la coadă în fața băncii de stat să împrumute statul. Și spuneau specialiștii, și Stolojan mi-a spus același lucru. Ce, acum 20 de ani era imposibil de conceput așa ceva. S-au schimbat coreenii. Sub impactul unor campanii de comunicare. Le-am spus, știți cum se uitau la mine? Prin mine. Și miniștri și prim-miniștri. Singurul care a înțeles problema a fost Joana, care mi-a zis, lasă profesor, că ești eu președinte și o facem. Și n-a ieșit. Microfonul este deja la una dintre doamne. Vă rog, prenumele dumneavoastră. Bună seara, domnule profesor. Bună seara tuturor. Veronica mă numesc. Și vă mărturisesc că mi-a apărut întrebarea aceasta în minte, în momentul în care dumneavoastră ați... a dus în discuție, simbolic vorbind, mizeria, mizeria noastră. Prin extrapolare m-am gândit imediat la mizeria din sistemul de educație, dată fiind și tema conferinței din seara aceasta. Pe parcursul ei am aflat opinia dumneavoastră vis-a-vis de ceea ce am putea să inserăm aici. Ați vorbit despre salariu, un salariu motivat ar însemna performanță. Ați vorbit despre profilul psihomoral al corpului profesoral, despre absența valorilor. Ați mers un pic mai sus și ați vorbit despre lipsa omogenității de acțiune a guvernanților cu referire la reforma lui Spiru Haret. Și ați mai spus mai devreme, într-un răspuns, că lipsa decidenților care
ar putea gândi în sensul pozitiv lucrurile, pentru că și ei sunt produsul școlii respective. Acum, întrebarea mea a primit un răspuns un pic mai devreme de la, prin răspunsul anterior, și anume că una dintre măsurile care ar putea cumva să îndrepte lucrurile către mai bine ar fi această campanie de comunicare. Dar până atunci, domnule profesor, ce credeți și ce ne sfătuiți dumneavoastră pe noi, cei de la coada plugului, să spun așa, de la coarnele plugului, să facem, și mă refer aici la corpul profesoral. Bine ați spus mai devreme că educatoarele și învățătorii sunt cei care lucrează la foc continuu. Din punctul meu de vedere, și eu sunt învățător, și din punctul meu de vedere, doamnelor educatoare le-aș da cel mai mare salariu din grila de salarizare din sistemul de învățământ. Ce am putea noi să facem zi de zi, pas cu pas, ca să mișcăm cumva lucrurile și să îndepărtăm această indiferență despre care vorbeați sau o numeați mai devreme dispreț pentru limba română. Eu aș spune pentru educație, pentru școală în general. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc frumos. E cutie în cutie. Pentru că n-ar exista disprețul pentru limba română dacă n-ar exista și disprețul pentru educație. Așa este. Știți ceva să spune eu? În afară de faptul că ne putem ruga, asta știe toată lumea, că putem să ne rugăm la Dumnezeu și pentru demnitarii noștri să le dea spirit de înțelepciune, să le dea inspirație. Eu aș milita pentru crearea unui fel de, dacă vreți, spus pretențios, școala părinților. Doamnă, părinții sunt o incultură pedagogică incredibilă. Cine a intrat pe un grup de părinți știe ce spun. Ce vorbesc acolo, cum pun problema și cum îndreaptă săgeți veninoase împotriva profesorilor. Mă gândesc de multe ori ce vorbesc ei în casă și aud copiii care se duc pe urmă la școală și vedeți în fața dumneavoastră. Sunt otrăviți pur și simplu din școală, pentru că au o imagine foarte îngustă despre educație, că văd în școală un fel de business, investesc bani, trebuie să scot, așa. Ce înseamnă să scot? Adică să copilul ăsta al meu să ia diplome, să scapă mai repede de școală și să meargă să facă bani. Așa? Ceva de genul ăsta. Deci dumneavoastră trebuie să vă ocupați mult mai mult de părinți. De părinți, pentru că dumneavoastră nu aveți parteneri, practic. Sunteți singuri acolo în fața unui fenomen aproape necunoscut, care este copilul și adolescentul. Sunt amândoi la fel de necunoscuți, plin de necunoscute și imprevizibili. Și trebuie neapărat să faceți treaba asta. Partenerii dumneavoastră principal sunt părinții. Nu inspectoratele, nu ministerul. Părinții. Încercați să vă întoarceți dumneavoastră privirea de sus, să vă întoarceți jos. Ce se întâmplă cu copilul ăla după ce pleacă de la dumneavoastră din clasă? Cine îl preia? Cu ce limbaj îi vorbește? Că dezacordurile în casă se învață. Că ipocrizia în casă se învață. Fățărnicia în casă o învață. Toate lucrurile astea. Și dumneavoastră trebuie să veniți împotriva acestor lucruri. Păi știți ce le spunea un mare filozof american, Alan Bloom îl cheamă. Autorul cărții, o carte celebră, s-a tradus în România de două ori, sunt două ediții. Criza spiritului american. Una e tradusă Criza conștiinței americane, de la editură la editură. Alan Bloom era căutat de toți studenții de la Facultatea de Științe Politice de la Chicago University ca să intre pe mâna lui, fiindcă de acolo ieșeau foarte mari specialiști. Ajungeau consilieri ai președintelui la Casa Albă, ambasadori ai Statelor Unite la ONU, ăștia, carieriști, oameni care vreau să facă o carieră în politică. Și se duceau, dădeau teste peste teste, în primul semestru nu se făcea nimic.
să dădeau teste ca să ajungi la Alan Bloom în clasa lui. 7 studenți, mai mult nu lua. Era, vă dați seama, o sumitate legendară. Și când ajungea în fața lor, le spunea, de acum încolo vom lucra împreună ca să uitați, să vă ajut să uitați tot ce ați învățat de la părinții voștri. Ce părere aveți de treaba asta? Sună urât, dar era foarte realist. Păi dacă eu vin cu toate legendele de la părinți și de la bunici și cu modul de gândire al bunică-meu, care îl are și el de la bunică-su, așa, și vin în secolul 21 cu pattern-uri de gândire de secolul 18, păi cum să ajung ambasador la ONU? Fac țara de râs, produc război cu Rusia. Deci eu trebuie neapărat să fiu actual. Și ca să fiu actual, las ce am învățat de la ei mei. Îi iubesc, mi-s dragi, mi se face dor de ei, dar învăț de la profesorul meu. Ăsta mă restructurează. Iată de ce dumneavoastră ar trebui să mergeți puțin împotriva părinților care sunt foarte închipuiți, sunt convins că le știu pe toate, știu mai bine ca dumneavoastră, că e copilul meu și îl știu mai bine, nu știe nimic. Habar n-ai de psihologia copilului, n-ai învățat nimic de educația, de asta, comunicare educațională, nu știi nimic despre psihologie cognitivă, despre psihologia inteligenței, habar n-ai. Îl tratezi pe copilul tău ca pe un adult în miniatură. Și îi dai gadget-uri pe mână și îi dai bani și îi dai asta, habar n-ai cu cine ai de-a face. Și vii și îi dai lecții profesorului și învățătorului. Deci dumneavoastră ar trebui să reglementați asta la nivel de școală. Dom'le, hai să facem, cum era pe vremuri, eu am fost profesor 4 ani în liceu, aveam lectorate cu părinții, strângeam părinții, comisia diriginților și făceam cu ei lectorate, le citeam din câte un Gaston Berger, copilul, cum era, centru, ceva, învățământul centrat pe copil, ceva de genul ăsta, pe elev. Ceva de genul ăsta și făceam cu ei dezbate și plecau de acolo mai încântați, parcă pluteau. Domnul profesor, mi-a deschis ochii, să vedeți, abia aștept să ajung acasă. Altfel o să-l iau, îl abordez altfel. Le deschideai niște, de, cum se spune în Biblie, le cădeau niște solți de pe ochi. Vedeau altfel, să uitau altfel la copiii lor. Contează enorm, dar să știi să le faci, să le faci cu pasiune, cu dragoste, cu interes. Mulțumim frumos, microfonul este la... Dumneavoastră, prenumele, Daniel. Vă rugăm. Daniel? Daniel. Vă ascultăm. Bună seara, domnule profesor, și vă mulțumim că ați ales Buzăul seara asta. O întrebare. Știm cu toții că țara asta are multe valori. Avem oameni valoroși, morali, inteligenți, cinstiți, dar nu-i vedem în fruntea țării. Ne puteți da un orizont de timp când am putea să vedem lucrurile acesta? Provocatoare întrebare, domnule profesor. Discutam și despre asta în mașină. Sincer, nu. Îmi permiteți un apendice. A pus doamna profesoară o întrebare mai devreme. Cine ar trebui să facă schimbarea de valori? În niciun caz puiul de găină, sacoșa cu înscrisul pe ea sau o scurtă din asta cu semnele unui partid pe spate. S-a încercat până acum și n-a mers. Credeam că dumneavoastră ne puteți da o veste bună. Nu, pentru că din păcate și mediul academic este inert și pasiv. Se pare că este apolitic în sensul rău, nu în sensul bun. În sensul bun este să nu ai treabă cu partidele. Trebuie să fim apolitici. Dar în sensul rău este politică de la polis, cetate. A fi politic înseamnă a fi preocupat de binele comun, de cetatea, adică a fi bun cetățean. Asta spune Aristotel, zon politicon. Suntem un animal politic, social. Mediul academic nu este suficient de politizat, în sensul ăsta. Eu vă dau un exemplu. Când a fost impeachment-ul ăla cu Băsescu, Firea, care era ziaristă la Antena 1, era, da.
i-a chemat în studio pe foștii președinți, Iliescu și Constantinescu. Hai să discutăm problema lui Băsescu, părerea dumneavoastră care. Și din vorbă în vorbă ajung la ideea de proiect de țară. Că dacă n-ai un proiect de țară, cum am vrea noi să fie România peste 30 de ani, n-ai niciun proiect pentru educație și n-ai niciun model pentru ideal educațional, n-ai nimic. Și spune Emil Constantinescu, spune un lucru care m-a surprins, în sensul bun. Mi-am dat seama că e mai realist decât eram eu. Că eu până atunci așteptam din partea oamenilor politici să vină cu idei, cu model de țară, cu proiect de țară. Și zice, degeaba ni se reproșează nouă politicienilor că nu avem un proiect de țară, că nu e sarcina noastră. Sarcina noastră e să-l vedem, să-l însușim și să-l promovăm. Sarcina asta e a mediului academic. Mediul academic trebuie să vină, cu, să gândească. Și mi-am zis, mă, omul ăsta are dreptate. Noi am dormit în cizmele statului, în loc să facem ceva. Și cu prima ocazie, mi-am strâns colegii de la SNSPA, numai unul și unul vreau să vă spun, niște valori. Niște valori extraordinare. Oameni care au publicat, au îngrijit ediții întregi, au valorificat cultura română, interbelică, ceva extraordinar. Constantin Schifirnes, Grigore Georgiu, Paul Dobrescu, erau numai unul și un mare, Nicolae Frigioiu, oameni cu operă, toți. Eram la o petrecere de pensionare, să pensiona o colegă. Și am scos pe toți în curtea SNSPA. Zic, haideți încoace, haideți, bem un vin împreună. Aranjasem eu să duc acolo niște pahare cu vin. Zic, hai să încercăm o chestie. Zic, uitați ce a zis Emil Constantinescu. Să uitau la mine, zic, ce ar fi să facem un grup de gândire, un think tank. Și să proiectăm noi un model pentru România. Și îl supunem dezbaterii. Și încă o dezbatere, și încă o dezbatere, și simpozioane. Și până la urmă îl propunem guvernului. Da, unul că m-are descris la o carte, altul că nu știu, aveau tot felul de astea, nu i-am mai văzut de atunci. Cu ani în urmă. M-am apucat singur și acum am sub tipar la o editură la Spandonide, Spandugino. Spandonide e doamna directoare. Editura Spandugino trebuie să iasă anul ăsta proiectul România. Suntem obligați să propunem ceva. Pentru că nu se poate. Uitați-vă la ce nivel s-a ajuns cu când vorbeam în mașină, că a ajuns să-ți facă rușine. Așa este. Abia așteptăm cartea să iasă, să o căutăm și în același timp să o citim. Mergem mai departe la următoarea întrebare. Nu, dar domnul Daniel a pus o întrebare. Scuzați-mă, domnul Găuneț. Vă rog. Când, știți de ce nu știu când? Fiindcă de curând am aflat un lucru pe care l-aș fi spus Nae Ionescu pe vremea când era el mare profesor, da? La Universitatea din București. El a făcut o remarcă și s-ar putea să aibă dreptate, nu sunt sigur. Că noi românii avem talentul să vedem în non-valoarea, nu vedem valoarea. Nu vedem, e ca un fel de... Știți cum e unghiul mort când dai cu spatele cu mașina? E un unghi mort acolo, nu vezi. S-au călcat și copii săraci, animale mici. Nu vezi. Noi avem un unghiu mort când e vorba de valori. Acolo suntem blanc, orbi. Non-valoare o vedem. Du-te în orice sat românesc, spunea Nae Ionescu, și o să... Bă, care e slăbănogul satului? Ăla. Care e prostul satului? Ăla. Care e nebunul satului? Ăla. De la zonă la zonă geografică. Ba nebun, ba prost, ba slăbănog. E... Dar care e cel mai deștept? Nu știu. Noi nu știm cine e cel mai deștept dintr-un stat, dar cel mai prost știm întotdeauna. Deci este o problemă culturală la noi, cum să vă spun, setat așa în ADN-ul nostru. E cu ghilimele, nu suntem animale, suntem oameni. ADN-ul la oameni înseamnă paradigmă culturală. E o alcătuire așa care rezistă secole. Deci e ceva cu noi, nu reușim să vedem valoarea și dacă o vedem, dă-i la cap, trage-l în jos. Să
mai zi și ceva, că de măsa, de tasu, de un unchi, de, are el ceva în biografia lui, nu se poate să fie chiar așa. Deci așa suntem. Și atunci eu știu când o să-i vedem în fruntea țării. Ori fi în Cismigiu, domnul Daniel. Ori fi în Cismigiu, joacă așa, și noi nu știm de ei. Cu acordul dumneavoastră, domnule profesor, vom mai primi 3 întrebări. Deja următoarea, microfonul este la un tânăr. Ascultăm întrebarea, dar nu înainte de a ne spune și prenumele tău. Bună seara, eu mă numesc Robert. Încântați, Robert, te ascultăm. Nu știu dacă cumva mă voi depărta un pic de subiectul acesta, însă la un moment dat, domnul profesor a spus că mulți elevi ies din școli fără să știe încotro să meargă, fără să știe care este rolul lor în societate, cumva. Vorba aceea, pentru ce sunt născuți. Cum ar putea să fie ajutați elevii sau dacă este cineva care ar putea să îi ajute? Robert. Da. Robert, cum am putea să-i ajutăm pe elevi să-și găsească cumva direcția? Microfonul, ca da, să da, fiți și bună auzi. Întrebare. Robert, în primul rând, eu vorbeam adineori de educația morală, educația religioasă. Asta îți dau sens al vieții. Sensul vieții nu se învață la matematică și nici la fizică. Științele nu oferă sens al vieții. Sensul vieții, adică să știu de ce m-am născut, ce caut pe lumea asta, încotro trebuie să merg, mi-o dau aceste discipline care ar fi morala, etica, religia. Astea, dar nu are cine să le predea deocamdată. Am apelat la Biserica Ortodoxă Română și ne-au trimis niște preoți care știu și ei ce au învățat în seminar. Se pare că au început să producă acum la o secție specială de pedagogie și niște cadre didactice. Să vedem care va fi impactul. Deci, odată educația asta a omenescului de care vă spuneam. Pe urmă, concret, orientare școlară și profesională. Crearea celor care sunt în lege, dar nu se realizează, ca multe altele în România. Cabinetele de orientare școlară și profesională. Eu am o soră mai mică, cu vreo 2 ani, care a terminat psihologia și știți ce a lucrat primii 5 ani din cariera ei? Psiholog școlar. La un laborator de orientare școlară și profesională a liceului. Deci exista așa ceva. S-au desfințat. În loc să facem tot mai mulți, tot mai mulți, că vă spuneam că erau 20 de locuri pe an, s-au desfințat în urmă. Sub Ceaușescu, care a desfințat toată facultatea, a zis o combine cu istoria. Că ce, sunt două filozofii, una la Ștefan Gheorghiu și una la stat. La Ștefan Gheorghiu era Academia Partidului Comunist. Și s-a desfințat facultatea care avea în alcătuirea ei secția de pedagogie și secția de psihologie. Deci am avut întotdeauna niște conducători care nu au văzut mai mult de lungul nasului. Știți că e o vorbă, scuzați-mă că folosesc cuvântul, așa e vorba. Prostului, dacă îi arăți luna, el se uită la deget. E problema alung, ce alonj are cel cu care vorbești. Dacă eu îți vorbesc ție despre soarta țării și despre valoarea educației și tu îmi spui, da, vor bani mai mulți. Nu să înțelegeți ce au făcut ăștia din guvern, au perceput greva profesorilor ca pe o mișcare revendicativă. N-a fost asta. A fost o mișcare pentru reformă. A fost un lucru, cel mai frumos lucru care s-a putut întâmpla în ultimii 30 de ani în România. Și ei au considerat o mișcare de revendicare sindicală. Vor bani mai mult. Au fost și profesori care nu vreau altceva decât bani, dar nu ei au dat tonul acestei mișcări. Iar liderii sindicali au cedat prea repede. Asta e o percepția mea, dar intrăm în altă discuție. Deci, Robert, pe de o parte, educația omenescului de care spuneam, și nu asta, ne pregătim pentru dumneata să nu fii printre elevii care spun, doamnă, asta ne cere la BAC, nu, atunci de ce o facem?
Deci aveți nevoie de toată educația care e trecută în curriculum școlar. Și în al doilea rând, ca să știi pe ce lume trăiești. Și în al doilea rând, orientare școlară și profesională. Aveți în școala în care ești dumneata, aveți un psiholog? Împrieteniți-vă cu el. Duceți-vă mai des pe la el. Păi nu să știți ce îmi spunea? Am o prietenă, Cristina Trepcea. A făcut Politehnica, după Revoluție și-a dat seama că nu mai are. Știți cum era cu industria românească? Era un morman de fiare vechi. Așa a definit-o Petre Roman, premierul României. A făcut jurnalism. A fost jurnalistă, după care a ajuns ea prin CNA, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. S-a terminat și cu aia, s-a dus și a făcut psihologia. Și acum îi merge foarte bine, e fericită, face ce-i plăcea. Când au trimis-o părinții la Politehnica, bar n-avea, că vocația ei era psihologia. Cabinet de consultanță. Și o întreb, merge, dragă? Merge minunat. Și zic, dar cam ce clienți ai? Vrei să spun? Marea majoritate sunt adolescenți. Tineri dezorientați, care nu știu ce să facă în viață. Și care simt, că unii nu simt nimic. Alții o iau pe arătură. Știți dumneavoastră cum? În diverse moduri. Dar unii simt că au o problemă și că au un mare gol interior și încearcă să-l umple. Duceți-vă la cei care vă pot ajuta. Nu vă duceți la aia care vă pot exploata, vă pot specula, vă pot păcăli. Mulțumesc. Ultimele două întrebări din seara aceasta. Microfonul este aici în față. Vă rugăm. Bună seara. Numele meu este Elena. Vă vorbesc acum în calitate de părinte. Vorbeați mai devreme de acea relație dintre acea colaborare dintre părinți și profesori. Ajutați-mă să înțeleg sau cum am putea pune problema atunci când, în fața copilului meu, da, copil care este la la o școală pedagogică, din Buză, vine și predă un profesor, nu neapărat că este părerea mea, dar nu are acele calități care să-l califice, să fie un profesor care să formeze o generație de copii. Vorbesc aici de o clasă de-a treia care, întreaga clasă, e obligată să facă pregătire la acea întâi. Cum putem noi, părinții, să punem problemă? Sau cum credeți că va fi schimbat sistemul ăsta să nu mai ajungă să formeze o generație de copii, oameni, nepregătiți? Vorbeați de a fi motivați financiar, da. De acord și toată stima și... Nu dă dragul ăstuia. Dă dragul celui care îl va înlocui. Ați înțeles ce spun, da? Ok. Și sunt de acord cu dumneavoastră că această motivare financiară va forma și oameni calificați. Ok, cum rezolvăm situația actuală? Când în fața copiilor noștri? E foarte. Vă mulțumesc că ați spus întrebarea asta, pentru că ne arătați cum stai de pe partea cealaltă a gardului. Că așa este. Deci, pe de o parte, avem părinți necalificați care se cred calificați, pe de altă parte avem profesori care își bat joc de meseria lor și care n-au ce căuta în sistemul de învățământ. Păi sunt unii pe care i-aș trimite direct acasă, din păcate legea nu permite să-i trimiți acasă, n-au ce căuta în sistem. Da. Demotivează copiii. Da, clar. Și le creează o impresie despre școală jalnică. Dacă școala e să vin să-mi vorbească ăsta, de ce să... Când îl văd irațional, când îl văd nevrotic, când îl văd isteric, de ce să fac ca să ajung ca el? De ce să fac ca el? Deci copilul imediat proiectează imaginea acestui om asupra ideii de școală. Păi dumneavoastră știți câtă grijă aveam când intram în clasă la liceu? 4 ani de zile am fost profesor de liceu. De cum intram pe ușă, știți cum fac ăștia mici? Te scanează. Văd tot. Și aveau tot felul de discuții între ei. Oare e de bun gust să ai șosete colorate sau nu? Zic, da, de ce întrebați? Eu întotdeauna am avut șosete negre, de când mă știu.
Fiindcă asta cred că este eleganță la bărbați. Asta e părerea mea, nu înseamnă că așa e. Dar aveam un coleg foarte valoros și învățam multe de la el. Dar venea cu șosete colorate. Și erau intrigați. Vă dați seama până unde mergeau cu scanarea? Și șosetele ți le vedeau. Deci trebuie să fii foarte atent cum intri pe ușă, cu ce ton vorbești, cum începi discuția. Toate lucrurile astea sunt foarte importante, trebuie luate sub control. Și indivizii ăștia n-au treabă cu așa ceva. Își fac de cap acolo. Că n-au treabă cu valorile, au treabă cu trăirile și ce le place lor, ce vorbeam la începutul întâlnirii. Și de-aia ajung scenele alea pe care le vedem, le știm de pe internet. Nu să credeți că profesoara aia, care era înconjurată de elevi care îi făceau gesturi obscene pe la spate, credeți că aia era prima dată când se întâmpla așa ceva? A fost un proces în timp care s-a degradat pentru că femeia aia nu era stăpână pe propriile mijloace de exprimare, începând cu intrarea în clasă. Se numește managementul clasei. Păi dacă nu ai asta și nu te poți managerea pe tine, nu poți să ai o replică, o privire, un gest, ce să mai zic, să gestionezi o clasă? Și ultima întrebare din seara aceasta, microfonul deja este la dumneavoastră, vă rugăm să ne spuneți prenumele și apoi să ne adresați întrebarea. Bună seara, numele meu este Otilia. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru această conferință minunată de dezvoltare personală. Apreciem efortul dumneavoastră de a veni la Buzău într-un mic ați atins un subiect sensibil acela în educație, în calitate de profesor. Vă mulțumesc pentru susținerea și recomandarea de a fi plătit de 4 ori mai mult. Ideea lui Cristian Tudor Popescu de a exista profesor de familie ar ajuta la reînvierea elitelor, din punctul meu de vedere. Avem deja școli care derulează proiecte de genul Școala Părinților. Vă asigur și de faptul că există profesori care, în ciuda vicisitudinilor, continuă educarea valorilor. Știu, o fac în pofida sistemului, așa este. Sunt în rezistența, domnului profesor. Da. Școala românească face educație, dar la nivel de avarie, profesorii de valoare sunt rar avis, cunosc profesori foarte buni care au părăsit școala, din păcate. Profesorii români sunt, dacă îmi permiteți în limba engleză, pentru că asta predau, overworked, underpaid și undervalued. Sistemul ar funcționa perfect dacă am fi lăsat și ajutat să ne facem datoria. Întrebările mele ar fi fost: cum am putea lupta cu impostura, inerția și neamestecul întregurile interne? De ce nu mai sunt profesorii respectați? Cum putem dezvolta inteligența emoțională a copiilor? Am aflat răspunsurile la aceste întrebări în timpul conferinței. În acest moment vreau să vă mulțumim și să vă dorim multă sănătate și putere pentru a mișca lucrurile într-o direcție bună în această țară. Sunteți un spirit fascinant, carismatic, cu un film cu simța umorului și vă rog să reveniți la Buzău. Mulțumesc frumos! Mulțumim din toată inima! Revenim? Mai venim dacă avem o invitație concretă cu mare drag. Frumos. Eu am trăit 12 ani în Brașov și în fața liceului Andrei Șaguna e o casă splendidă. Tot timpul m-am întrebat primii 2-3 ani așa, ce o fi acolo, cine o fi fost acolo. Pentru că nu arăta casă familială, era cea cu mai multe apartamente, dar o arhitectură splendidă. Ca să-mi spună până la urmă un profesor de acolo, care era și scriitor, Ion Topolog, se chema. Și îmi spune, deci asta era casa profesorilor. Liceul Șaguna oferea profesorilor apartamente într-o casă splendidă, de 4-5 etaje, cu balcoane de alea lucrate, cu stocaturi, cu asta splendidă. Zic, cum? Așa? Da, să vedeți cum arată un apartament. Și era splendid. Zice, și pe vremea aia, un profesor își permitea să plece în Italia, la Roma, la Biblioteca Vaticanului, să studieze acolo și ca să își se permită să plece un an de zile, plătea din leafa lui, leafă unui suplinitor ca să țină locul, orele în locul lui. Vă dați seama ce leafă avea profesorul ăla? Păi, de-aia mă întreabă doamna profesoară Otilia, de ce nu mai sunt respectați profesorii? Păi de-aia.
Pentru că noi trăim într-o țară în care 8, dacă nu 9, 8 din 10 români cred că valoarea ta stă în banii pe care îi câștigi. În mașina pe care o ai, în casa în care stai, totul e pe... Deci dacă tu nu ai pantofi noi în picioare, ai pantofi stârciați, n-ai reverul la ultima modă și ai un rever mai demodat și așa mai departe, imediat îți simte. Și zice, nu e de-al meu. Pentru ce să facă asta? Ca să ajung ca el? Și mai are și acasă câte o mamă, câte un tată care spune, băi, lasă-mă cu ratații ai tăi. Ce dacă au spus așa? Faci ce spunem noi. Că uite, noi avem 4 mașini. Și, înțelegeți? Deci, genul ăsta de poziționare socială, asta se numește în relații publice poziționare. Unde poziționezi o instituție, unde poziționezi o persoană publică, unde, în harta simbolică a societății, unde o pui. Ori noi avem nevoie urgentă de repoziționarea profesorilor. Iar acești guvernați agramați i-au tratat pe profesori acum ca pe niște cerșetori. Și le dădeau cu țârâit, așa, mai adăugau 500 de lei. Deci asta înseamnă să n-ai viziune, să nu înțelegi care este cu adevărat situația României. Și conduci România. Ei sunt guvernanții României. Domnule profesor, da. Suntem încântați de întrebările primite și de dialogul acesta. Un public, așa cum constatam și mai devreme, actual și dornic să crească. Văd o majoritate, probabil, dintre cei prezenți care au de-a face direct cu ceea ce înseamnă învățământul și ne bucurăm că am putut fi de folos unora dintre ei, fie că sunt de o parte, fie că sunt de alta, fie că sunt părinți, bunici, fie că sunt profesori sau oameni care lucrează în domeniul acesta, fie că nu sunt. Cert este că în seara aceasta am ales să fim aici, la Buzău, într-un mod foarte plăcut și agreabil, dar mai ales autentici. Domnule profesor, haideți să premiem întrebările din seara aceasta. Deja ați început să scrieți pe carte și să lăsați un autograf. Vă rog să îmi spuneți către cine merge cartea. Marea Neagră? Da, microfonul vă rog. Și Dan este pregătit. Marea Neagră merge către Robert. Către Robert. Bravo, Robert. Am scris pe pagină pentru Robert cu speranță în evoluția lui profesională și spirituală. Dani, te rog să vii sau la Robert să-i dăruim și un pix cu marca autentic, da? Așa, pentru el. Cea de-a doua întrebare, domnule profesor, va fi premiată cu un pachet de cărți scrise de doamna care a mijlocit pentru avea noi conferința aici, doamna Adriana Popa. Eu am să și numesc titlurile. Dumnezeu a scris așa, Poveștile croitoresei Africa, locul în care l-am descoperit pe Dumnezeu, Al doilea elicopter și Laurent Suarez și semnul divin. Către cine merge pachetul acesta de cărți? Către doamna Emilia. Către doamna Emilia. Apreciem din toată inima și de asemenea un pix marca acolo. Autentic. Și către doamna Emilia doamna este dreapta. Acolo. Sunt două doamne care au fost primele venite la conferință. Dumneavoastră erați. Foarte adevărat. Vă rog să îmi spuneți către cine merge cartea Dezvoltarea unei educații bazate pe credință, manualul profesorului și de asemenea un pix marca autentic. Da, la doamna Elena. Doamna Elena, vă rugăm aici, să ridicați mâna aici. Așa. De asemenea, vă rog să-mi spuneți către cine merge inteligența relațională de Darius Daniels și un pix. Exact la doamna Iulia. Exact la doamna Iulia de la noi. Și doamna, mai avem în roz, da? Doamna în roz a identificat-o Dani. Mai avem o carte, Răspuns la vreme potrivită, tot de la editura Viață și Sănătate. Adrian Bocaneanu a scris cartea aceasta. Către cine merge? Doamna Otilia. Doamna Otilia, aici. Și ultima
întrebare pe care o vom premia cu un manual al croitoreselor, tot din partea doamnei Adriana. Sunt aici mai multe detalii despre metode simplificate pentru construcția tiparelor de bază și alte materiale de aici, împreună cu un pix marca autentic. Acestea merg la... Dintre doamnele care au pus întrebări, pe cine interesează așa ceva? Azi că e o problemă de practică. Să te interesezi, să faci, să lucrezi așa ceva. Nu vreau să ajungă la cineva care n-are nici o pune în praf și uită acolo. Nu e nimeni, domnul Gogoneață. Era doamna de aici care a adresat întrebarea pe care am văzut-o că a ridicat mâna. Are deja un premiu, dar dacă pe dumneavoastră o interesează... Nu, eu dăm domnei dacă o interesează. Corect, sigur. Așa este. Da, doamna în verde, am uitat... Doamna Elena. Elena. Deci asta trebuie să aibă finalitate, nu așa să dăm ca să bifăm, să ne aflăm în treabă. Bun. Vă mulțumesc mult de tot, domnule profesor, mulțumesc din toată inima pentru că ați fost atât de disponibil în seara aceasta. Și eu vă mulțumesc că mi-ați ridicat mingii la fileu. Cu tot dragul, vă reamintesc faptul că această conferință poate fi văzută pe Autentic Podcast, pe canalul nostru de YouTube, în luna iulie, alături de alte două conferințe pe care le-am avut la București și la Câmpina, în trecutul apropiat. Începând din toamnă, ne vom revedea la București, la Sala Dales, ne vom revedea la Brașov, la Slobozia. Avem de mers în mai multe orașe din țară. Acu le aflu și eu. Cu mare drag. Să ocupă domnul Gogoneață de tot ceea ce înseamnă periplul nostru. Vă așteptăm, dacă puteți să fiți împreună cu noi sau puteți să dați sfoară în țară acelora dintre prietenii dumneavoastră pe care îi aveți în orașele respective. Țineți aproape de paginile noastre de Facebook, de Instagram, Autentic Podcast. Suntem acolo cu toată inima și cu tot ceea ce înseamnă activitățile noastre. Ne plecăm înaintea dumneavoastră și vă suntem puternic recunoscători. Mulțumim frumos! Nu ne vom despărți înainte de a o invita pe doamna Adriana să ne adreseze câteva cuvinte așa de suflet pentru ceea ce a însemnat disponibilitatea dânsei și tot ceea ce a făcut pentru ca să putem să venim aici la Buzău pentru a fi alături de dumneavoastră. În fața noastră aici. Noi suntem Vă mulțumesc. Bună seara, dragi participanți la această conferință. Și am ascultat timp de multe luni aproape toate materialele de pe YouTube și ale dumneavoastră, și ale soției dumneavoastră, și ale domnului Costi Gogoneață. Și am zis într-o zi cum să fac să-l aduc pe acest om la Buzău să vorbească și publicului din Buzău. Și în momentul în care am pus această întrebare, domnul Gogoneață mi-a dat un mesaj pe WhatsApp, ce faceți, cum sunteți. Și am zis, al meu sunteți, al meu ca și cuplu, cuplul Gogoneață în Borțun. Vedeți ce înseamnă, e un proiect personal, chiar merită să-i mulțumim pentru asta. Realizate cu bun simț, cu cultură, cu informare și cu multă cunoștință. A cunoaște, cum a spus dumneavoastră, la Câmpina sau la București, îți dezvoltă orizontul. Un om care cunoaște și zice că știe tot, are un orizont limitat. Unul care este curios, are orizontul lărgit. Vă mulțumesc! Știți cum se încheie, cum își încheie președintele american de regulă discursurile? Așa să ne ajute Dumnezeu! Așa să ne ajute!